Salutare tuturor și bine v-am regăsit la al doilea, sperăm noi, cel mai urmărit podcast făcut vreodată aici la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă. Invitatul meu de astăzi este specialist în industria închirierilor auto, practic este un fel de psiholog, știe exact ce gândesc românii, mai mult chiar decât am fi vrut cu toții să aflăm. Dacă n-ai văzut deja primul episod, puf, te încurajez, dar sunt șanse, sunt șanse mici să-l fi ratat, pentru că după atâtea recomandări, cred că până la urmă tot internetul românesc l-a văzut unii poate de mai multe ori ca să învețe cum să nu și ațeapă. Așadar, Țepe și Ponturi cu mașini la România a fost prima, prima noastră întâlnire, iar astăzi ne vedem pentru a doua. Însă până să vă spun de mai, mai multe despre invitatul meu de astăzi, trebuie să vă spun despre sponsorul nostru. Cine credeți că este sponsorul nostru de astăzi? Este evident www.gb.ro adică gb.ro, adică noi. Adică avem magazin online de unde poți să-ți cumperi inclusiv tricoul ăsta și alte gadgeturi de care s-ar putea să ai sau nu nevoie. Îți garantăm că sunt originale și nu ți dăm țeapă la kilometraj. Deși s-ar putea ca transportul să fie gratuit și inclus. Nu știu, vezi tu dacă te ajută chestia asta? Intră pe gb.ro ca să-ți iei ledger, să-ți iei tricou, să-ți iei căști, să-ți iei proiector, să-ți iei o grămadă de chestii de care sper eu chiar să ai nevoie și să investești așa cum se cuvine. Am zis destul despre gb.ro, ai și link în descriere și gata, mă opresc, trecem chiar acum la podcast. Emil, bine ai revenit! Îți mulțumesc pentru invitație! Acest al doilea episod este în facere de luni de zile de când noi ne conversăm și tu te-ai hotărât așa că ar fi o idee bună să vergi pe conversația noastră de pe WhatsApp toate nenorocirile pe care le vezi. În timp real. În timp real. <laughs> Practic am avut șansa, uh, ca un reporter, mi-am avut de vremurile bune când vedeam nenorocirile întâmplându-se în sub ochii mei, prin tine am așa o, o lupă asupra, asupra României, profunde. Făcând asta de atât de mulți ani, uneori mi-e foarte greu să să realizez cât de uimitoare sunt lucrurile care se întâmplă, pentru că de fiecare dată când scriam acolo ceva era, nu pot să cred, nu pot să cred. Nu, nu. a făcut asta. La, adică la un, moment șocant. dat, la un moment dat tu chiar început să-mi spui, nu, nu, că am dovezi, am dovezi. Și zici, eu te cred, te cred, nu e vorba despre asta, eu, te, eu chiar te cred. Așadar, chestii de necrezut, doamnelor și domnilor, în această ediție de IGDLCC, dar nu exagerez. Unele dintre chestiile pe care le veți vedea, sunt de necrezut. Însă, după ce le vom fi văzut, va trebui să tragem niște concluzii despre noi și să înțelegem de ce să închiriez o mașină în România nu este ca afară, nici pe departe. E de vreo 12 ori mai diferit. Da, că... în principiu există niște diferențe de daunalitate fantastice, de un factor de magnitudine de 10 ori, de 12 ori mai mare daunalitatea. Și la noi sunt foarte multe daune care nu au sens. Despre asta vorbim. Practic, asta ne-am și place. De aia ne-am adunat astăzi aici să vedem chestii de necrezut și care n-ar trebui să se întâmple. Și uh, trebuie să fac un disclaimer. Dacă sunteți cu copilul, vă uitați așa și nu vreți să vedeți câinele, <gântu> -vă>, vă recomand să nu vă uitați, dați chip uh, la următorul uh, minut, pentru că urmează, a, 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 aș zice, să începem cu poza cu câinele. Pentru că am avut eu o poză la un moment dat, la mine pe blog, vremea când făceam eu blog posting, când postam pe blog, scriam text și puneam câte o poză, am avut eu o postare cu ce viteză avea vulpea. Nu știu că ai prins tu postarea aia, era o poză cu o vulpe care a intrat într-un BMW. Fizic. Fizic, da. Incredibil. Și întrebarea era ce viteză avea vulpea, știi? Acum întrebarea este, oare ce viteză a avut câinele pe care tu foarte frumos i-ai acoperit fața? Sper că încă mai trăiește, să fiu sincer, mai ales că sunt fan animale. Ideea e că la închiriere auto vedem în statisticile de GPS ale mașinilor niște cifre absolut fantastice, gen gândește că pe o flotă de Skoda Fabia viteza minimă, da, deci viteza minimă care s-a circulat cu mașina respectivă pe o închiriere poate să fie și 270 de, de km pe oră. puțin, viteza... <coughs> viteza maximă, dar minimul pe acea mașină. De exemplu, dacă e top speed, cea mai mică dintre ele pe flota, pe flota, de Fabia poate să fie așa. Dar nu știam că o Fabia poate să prindă 170. Nicio. Eu, eu, nu știam că o Fabia poate să prindă 100. Nu știam că un Logan poate să meargă cu 175 dacă e diesel și dacă chiar încerci. Dar aparent sunt da. niște viteze din astea fantastic. Hai mă știm cu toții că Logan Loganul poate. <coughs> poate și să știi că e o mașină mult mai cinstită decât credem noi. Bineînțeles și arat. sunt, și sunt și multe dealuri în România și ai unde să cobori, să prinzi viteze. aia. Corect. O să trolăm mult astăzi, așadar începem cu poza asta. Deci ăsta <coughs> este un pasat care a fost dat la închirieri și călătoria s-a întrerupt brusc după ce a luat un câine. Da. Practic, asta e România, aici nu-i devine șoferul. Nu. Și o să vezi că multe dintre ele sunt daune ciudate. Dar hai să-ți arăt câteva daune absolut ciudate care n-ar trebui să aibă loc. Da. De exemplu. Așa. Da? Ce avem acolo? Un client care a stins sigara pur și simplu în mașină, fizic. Fără. Ai nu fără e scrumiera? Nici. Nu, nu e scrumiera. E pur și simplu uh, chestia pentru pahar. Da? Por paharul. El este un cap holder? Da. Eu credeam că e scrumiera. Nu. Este un cap-holder, pur și simplu Aaaa. a strumat în cap-holder. Ok. Și apoi mai sunt și clienți care dau dovadă de mai multă inventivitate. Gen, primești o mașină înapoi, așa și zici, băi, ce drăguț mi-a lăsat o steluță. În realitate, nu ți-a lăsat o steluță. A ars acolo bordul cu țigara pe care a stins-o de bord, după care li cu super glos steluța ca să nu se mai vadă la retur. După ce a sunat în prealabil în call să se întrebe ce se întâmplă dacă a stins țigara pe bord. Eu oprim sau nu garanția. Da? Și ce s-a întâmplat după ce a prădat mașina, așa? Clientul ăsta avea protecție totală urmează să se definitiveze cazul. Probabil firma o să meargă să recupereze prejudiciul respectiv, dar sunt foarte multe daune și foarte multe mașini returnate, așa? Da? Păi da, dar nu mă obligă nimeni să o dau curată. Ia mai arată o dată. Deci cum? Așa se predă o mașină la închirieri? <coughs> da. Păi da, da, știm cu toții vorba aia, mai zis și în primul episod. Don't be gentle și the rental, nu? Sau așa, un Duster nou nuț. Prima închiriere. Asta nu e o mașină nouă. Asta e o mașină nouă. E un Duster nou, dacă te cu atenție. Da? Ia uite aici, încă, către mâna rușii. Da, mă, e Duster nou. Da, este Duster nou. Da? Hai să vedem mai multe poze cu el. Dar poate omul s-a gândit, bă, dacă asta e mașină off-road, hai să o ducă în off-road. Unde o fi dus-o? Uh, întrebare. Da, nu v uitat pe GPS? Știi ce se întâmplă? Pe GPS primim tot felul de alerte ciudate, gen accelerări bruște, decelerări bruște, viteze maxime. La un moment dat, cred că firmele de închiriere auto încearcă să uite cât mai puțin pe GPS pentru că altfel oamenii nebunesc. Accelerări, decelerări bruște. Da, gen mașini care se duc de la 170 de km pe oră în câteva secunde la 30. Da, mașini care pleacă cu scârțit, mașini pe care vin anvelopele. Avem o poză aici interesantă. Formator. Ce observi la anvelopa asta? De e o anvelopă de Mercedes-Benz. Mercedes pe lângă faptul că e foarte uzată. Uh, e Da. Deci mașina asta a mers pe a cu ea. A făcut donat. A, a făcut gogoș, adică s-a învârtit cu ea. Da. E o mașină a. foarte, foarte nouă. Păi să nu știu, te întreb și eu pe tine așa, că suntem întrebăți. Dacă tu ai vrea să impresionezi pe cineva și ai vrea să te duci să faci, nu știu, donat în curte la supermarket, la hipermarket, că am mai văzut și cu toții parcările astea, până s-au mai trezit ăștia cu hipermarketurile să mai pună niște piedici din alea, erau numai cerculețe, așa de cauciuc. Tu te -ai duce cu mașina ta, o întrebare dificilă, cu siguranță nu mai ajunge cu una de închiriat, pentru că o să plătesc pentru o la mult mai mult decât fac, probabil, în cele din urmă. Și clientul care a tăiat învelopa asta a plătit? Clientul care a tăiat învelopa respectivă da, a plătit setul de învelope. Știi ce se întâmplă? Există o chestie foarte interesantă. Trebuie să returnezi mașina curată sau trebuie să returnezi mașina murdară? Foarte multă lume când se gândește la spălatul unei mașini se gândește la costul de spălare. Uh -huh. Pentru firmele de închiriere, chestia asta e o problemă din alt punct de vedere. Gândește că durează să speli o mașină, nu știu, oră. Da? Dacă deja speli o mașină într-o zi, e un job full time pentru cineva. Doar fizic să le ducă la spălătorie, nu mai vorbim de cost. Dacă ai un om care să spele, să ducă la spălat o flotă de 100 de mașini, da? 100 de mașini înseamnă 800 de ore. Nu poți avea un om care să facă asta. Corect. Dacă pui pe hârtie și vezi cât înseamnă costurile și faci așa niște aproximări de tipul să aibă 3500 lei salariu, să plătești taxe, să nu știu ce, o să tragi concluzia că te costă 500.000 de euro să o 100 de mașini într-un an în fiecare zi. Păi da, dar banii ăștia îi aduc firmele de închirieri de undeva, nu trebuie să vină de la clienți, nu? Toată lumea crede asta. Toată lumea crede că firmele de asigurări și firmele de închirieri... Știu eu, firmele de închirieri se, se joacă pe bursă, pe fac crypto. bani sau pe cripto și vin și ne fac nouă mașină curate. Exact. Prin magie. Uite-te cum arată flotele de ride-sharing din România. Nu știu, nu știu, dacă ai fost vreodată atent, sunt oameni care dorm o mașină de ride sharing lângă aeroport. Adică închiriază mașina, se dau cu ea 3 minute, închid cursa cu ei în mașină, se culcă în ea, după care deschid cursa, mai fac 100 de metri și închid cursa la loc ca să ia de mașină. Da? Se puțin, se poate chestia asta? Da, închizi cursa cu tine în mașină, evident. Bine, firmele acum au început să și măsuri. În principiu nu prea se mai poate, dar se făcea frecvent. Deci se puțin. Iau o de la ride sharing, de la Spark. Am auzit că sunt o pe pe nou. Într-un amic care se mai dă cu ele, ci că sunt distruse la interior. Dar nu e vina firmelor cu nimic. Firmele astea, toate firmele, Evident. Au, o mentenanță fantastică pe mașini și niște costuri din astea absolut exorbitante. Lumea zice, doamne, n-au grijă de ele. Dar nu. ca tehnică, deci tu vrei să-mi spui mie că există metoda asta de a dormi gratis în mașină, aproape gratis. Practic, aproape gratis. mașina 3 minute, termin cursa, da. A, a, a închis cursa cu tine în mașină? După care deschizi cursa și mai faci 100 de metri. Genc. Și dacă vine cineva și vrea să închireze mașina aia? Te găsești mașina mașină. Și pleacă. Ce crezi că o să facă? Să urcă cu tine în mașină? Nu se urcă cu tine în mașină. Maxim dă un report. Tu, asta nu mi-ai zis. Asta, asta e... e... o chestie pe care am văzut-o dată ori. Mie nu mi s-a părut interesantă pentru că deja mă aștept la lucruri de genul ăsta. Adică văzând data lucruri, știi, și oamenii zic... Păi, dar acum, serios, uite, <coughs> eu o să încerc să intru în rolul trolului din când, în când. Asta, Așa. Bă, da, dacă ăștia de la aeroport nu ne fac și dormitoare pe acolo, da, dacă eu vin de la Galați sau de la Cluj sau de la unde vin eu, n-am unde să dorm. E hotelul peste drum, acolo, sunt mai multe mai pensiuni multe. în zonă. Sunt o grămadă de pensiuni și de locuri. Da, dar alea costă. Corect. Să ni se dea de unde să dormim. Da, cu toții avem drepturi. Îți aduci aminte, Rula la un moment dat la televizor o reclamă. Ești consumator european și ai drepturi. Ai dreptul să distrugi mașini? Ai dreptul să. Oamenii au reținut că dacă sunt consumator european am drepturi. Și din punctul ăsta de vedere, consumatorul român în general percepe că are doar drepturi. Nu are și obligații în oglinda. Există doar drepturi. Toată lumea dacă are el drepturi. a plătit. Exact. Adică am luat mașina 3 zile, voi ați luat 100 de euro și n-am și-o dreptul să o distrug un pic, n-am și-o dreptul să merg prin parcare pe la mol cu 60 la oră prin toate gropile ca să văd și eu cum reacționează. Și problema știi care e? Problema e că se ajunge la niște cote de daunalitate și de asigurări care sunt incredibile. Gândește-te așa, o să-ți iau un, 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 exemplu simplu de tot. O poliță de asigurare, RCA, ai văzut cât de mult s-a scumpit în ultima vreme. Gândește-te că atunci când introduci un cod ca în de firmă de rentă car, da? It's asigurarea explodez. este X2, din start, fără să ai vreo daunalitate. Doar dublu, mă mai mult. Fără să ai vreo daunalitate. Ah, fără să-i daunalitate. Da? Pentru că dacă mașina respectivă are o singură daună, ea schimbă două clase de bonus malus. Da. Și atunci ajungi să plătești, nu știu, 5% din valoarea mașinii și sunt super conservator. În polița RCA, mai plătești 7 în poliție cască, deci puțin, asta vine... Deci la un duster de 14-16.000 da. mai, mai dai 1.500 pe Mai RCA? mult. Mai mult de 1.500. Da? Mai mult de 1.500. Euro jumate. S pe an. RCA. Nu. Eu făceam așa. Uite, îți dau un exemplu simplu. La o mașină e 10.000 de euro ca să fie ușor. Plătești, nu știu, 500 de euro în poliție de asigurare. Da? Okay. Adică 2000, 2.500 de lei. E o cifră rezonabilă. Mai dai un 7% pe un casco, ai ajuns la 11%, da? Bun. 11% în 3 ani cât folosești tu mașina, mă, tipic înseamnă 33%, la asta, da? Știi ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă ai o flotă de 1000 de mașini, iei un sac, pui în el 300 de chei, te duci la asigurator și spui asta sunt cadou. Adică? Păi, 30% din valoarea flotei tale a fost plătită ca prima de asigurare. E ca și cum ai luat cheile de la 300 de mașini de la 1000 pe care le ai și spui asiguratorului, uite, ai aici 300 de mașini, mi-l asiguri pe Acum, noi nu ne-am adunat aici ca să le plângem de milă celor din industria de rentăcar, pentru că dacă nu e din business, mai bine nu te apuci. Absolut. Trebuie doar să învățăm, însă, ce ne interesează pe noi în toate ecuația asta. Și astăzi vrem să vă arătăm daune stupide, de pe urma cărora ajunge să plătească beneficiarul care nu înțelege ce înseamnă că atunci când e mașina de la rentăcar sau, în general, când interacționezi cu mașinile altora, s-ar putea să le faci nu doar lor pagubă, îți faci și ție. Exact. Pentru că firmele de rentăcar o să recupereze paguma într-un fel sau altul. Corect. Într-un fel sau altul. Fie direct de la tine, pe poliția de asigurare, da? pentru că dacă n-ai plătit asigurare, plătești asiguratorul pentru tine, dar totul ai plătit în spate prima dată, Corect. nu? Și se creează un coș. Însă, ce mi se pare mie cel mai periculos, și asta e deja concluzia, vă dau un avans, este că de fiecare dată când ai noștri își bat joc de mașinile de la rentă car, își bat joc de noi toți. Pentru că firmele de rentă car vor fi nevoite să ridice prețurile ca să facă să bată măcar inflația. Și există un lucru și mai periculos prin străinătate. Firmele de închiriere auto încep să se ferească să închireze către români. Da, e, e așa de foarte multă vreme. Eu, când am mers în străinătate, ți-am mai povestit de trecută. Dacă auzeam că sunt român, de foarte multe ori am fost refuzat. Le efectiv frică. Și o să-ți arăt. Hai să explicăm trei concepte înainte pe care trebuie să le înțeleagă orice om. Atunci când închirezi o mașină, ai o odată prețul. Ceea ce plătești pentru folosirea mașinii. Apoi, ai garanția. O sumă care ți se blochează de regulă pe card pentru eventuale daune. Și mai ai un produs de protecție opțional, care reduce acea garanție la o sumă mai mică, de regulă 0. Poate să fie 0, poate să fie 100 de euro, etc. Firmele în spate, unele dintre ele au polițe de asigurare, altele își fac asigurările intern, pentru că deja s-a ajuns la niște costuri destul de prohibitive. Dacă au firme de asigurare în spate. Asiguratorul nu i cineva care plătește așa orice daune fără niciun scop oricând. Pentru fiecare dosar de daună pe care firma de rentă care îl deschide la asigurator, ea plătește o sumă care se numește franciză. Și de regulă e 2-300 de euro. Da? Mm -hmm. Și atunci când ai o mașină ca asta, care ți se întoarce cu avarie pe dreapta față, avarie pe porbagaj, scaun ars cu țigara avarie pe dreapta spate și pe prăbaga pe bară. Da? Ușă ușor îndoită, prag îndoit, oglindă zgriată. Da? Oglindă spartă. Tu aici... Bă, dar unde a fost cu mașina asta? Tu aici ai șase dosare de daună. Chiar dacă firma și-ar luat toți banii de la firma de asigurare, 1800 de euro i-ar plăti doar ca să deschidă dosarele de daună. Cum adică? e, pe, 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 pe eveniment. Aici el are evenimente diferite. Aici a dat un stâlp cu porbagajul, după care a ars cu țigara care n-are nicio treabă cu primul eveniment produs, după care a dat în spate și a lovit ceva cu bara în cealaltă parte, după care a dat cu pragul. Sunt evenimente diferite, sunt accidente diferite. Sunt... Da, dar aș vrea să știu că persoana care a făcut chestia asta a plătit. Persoana care a făcut chestia asta, de exemplu, a avut probabil o garanție de, nu știu, 200 de euro pe care a pierdut-o. Da? Dar costul în spate poate se... să fie de 2000 de euro. Și noi, oamenii, avem o, o, o chestie foarte greșită pe care o facem. Avem senzația asta că asigurările plătesc tot. Mă uitam, ai postat la un moment dat un video pe Facebook și toată lumea spunea: Dacă ai problema cu daunele astea, asigurările plătesc. Asigurarea nu plătește nimic, noi toți plătim. Noi, ca utilizatori de serviciu. Pentru că ce se întâmplă? Asigurările asta... suntem noi toți. Exact! E... Stai puțin! Suntem noi toți plus marja firmei. Evident. Pentru că firma aia de asigurări are să și se bate o... și ea inflația, are angajați, are cheltuieli, că să sau. se facă și profit. Deci banii noștri plus cheltuielile lor. Exact. Și atunci când cineva spune, doamne, dacă care e problema cu daunele astea? Asta e. Se întâmplă. Ce, sunt mașinile așa prețioase? Problema e de fapt că tot să plătim pentru asta. Pentru că dacă n-ar exista daunele astea, mare parte dintre ele fiind daune stupide, probabil serviciul ăsta de închiriere ar putea să aibă ca și un cost la jumătate. Adică tu, George... Deci, deci noi plătim acum la rentă doi. Ori doi? Da. Din cauza asta? Da. Din cauza faptului că ai o mașină pe care o închiriezi impecabilă și care se întoarce lovită pe toate părțile. Da. Din cauza faptului că ai mașini pe care le dai cu chirie și ajung la un manet. Ajung în tot felul de locuri unde nu te aștepta. Ajung abandonate pe câmp cu clientul care se trimite coordonatele prin GPS. a fost... Uh, mai... Exact, cum a fost mașina pe care a luat-o, la a închiriat, fata a fost un ministru al justiției. Știu că e un caz în instanță sau a fost în presă, nu știu exact. A fost în presă. Da, am văzut și eu, dar sunt foarte multe cazuri. Uite, Mercedes-o de exemplu. Așa. Asta e o mașină, hai să începem așa. Da, e o mașină ha. ușor murdară pe bară, nu vezi nimic greșit cu ea, da? Da. O mașină, cred că e în parcarea de la aeroport Otopen, da, de fapt. Hai să vedem. Ușor lovită pe sub bară, ai zice că nu mare lucru. Da? din spate nu se vede absolut nimic, e impecabil. Aripa stânga spate, nu zgriată? Ba da. Și pe sub bară, mult mai rău. Uuu, uh, a luat ceva pe deasupra. Exact. Complet pe sub mașină, lovită, zgriată. și pe sub bara spate la fel. Mamă, dar e rupt acolo. Da? E peste tot. Acum, asta de exemplu, sau mașinile scumpe de exemplu, sunt mașini care se exportă în Germania după ce sunt folosite la noi în industria de întăcare. Firmele de închiriere auto ce fac? Le cumpără de la dealeri și au contracte de buyback cu dealeri de prin Germania. Ajung acolo ca autorulate. Da? Ce crezi că va spune dealerul german când va primi mașina asta, dacă o va primi așa? O să taie foarte mult din valoarea de, revânz, de exact, răscumpărare. Exact asta va face. Și atunci, furnizorul care închiria mașina asta, la următoarea închiriere o să spună: Stai așa, că am pierdut deja 1000 de euro din valoarea reziduală a mașinii. Trebuie să crești prețul cu 15%, cu 17%. Și sunt foarte multe daune care sunt stupide. Ca nu, nu există un motiv logic pentru ca ele să se întâmple. De exemplu, o să-ți arăt. Câteva interioare. De da, simt așa cum apucă furia pe ăștia care. Le, interior le de discur. mașină. Ma. Da? Asta e o mașină returnată, interior de mașină. Nu, nu există niciun motiv pentru care cineva ar returna o mașină așa. Da. văd niște chestii umede de pe scaun. Da. Acolo, nici nu vreau să știu ce și e. Sunt, și sunt foarte multe. Sunt Discutăm, uite. Mașină returnată. Da? Semințe, Coca-Cola în brichetă. Da, dar uite, a, a, a folosit a, dar a folosit, folosit gel. sanitizer, a folosit gel de dezinfectant. Da, hai el. să mai vedem deci puțin, ce mașină era aia? că arată. Era un Passat cred. Un Passat. Da, ia uite, altă mașină returnată. Cred, cred că știu aici a vrut să susțină economia Ucrainei. <laughs> Și dacă ar fi una, n-ar fi o problemă. Dar sunt foarte multe statistici. Practic, după ce se întoarce o mașină de genul ăsta, nu-i de ajuns o, o, spă, o spălare interior-exterior. Nu. Ai... Te, faci detailing aici deja. Gândește-te la tapiseria asta. Crezi că la o spălare mai este ceva? Bine, dar cum au reușit să o facă așa? Și cât timp a fost ea închiriată? De regulă ale? sunt câteva zile, două, trei, patru zile, adică discutăm de perioade de genul ăsta. Aveam un Mercedes la un moment dat. Hai să vezi un Mercedes Benz foarte interesant. Da? Ciocolată pe scaune, dacă te uiți cu atenție. Da. Da? Uite. Picioare. Ciocolată pe scaune. Ce este tot. Da? Uite, iar o tăiată cumva. Și problemele interioare de regulă nu sunt asigurabile în absolut niciun fel. Adică firmele nu pot să-și migreze costul ăsta în, în, vreun fel. Nu pot să-l acopere prin vor de asigurare, nu pot să facă nimic. Da? Din nou. Nu, Acum gândește a, 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 stai la următorul. Puțin. Asta nu a ple asta nu, stai. Cum, a, cum a plecat? Asta e tot de -astea, la cum arată. Asta, cred că e chiar un Logan. A, un Logan. Da? A, sunt foarte multe, adică este un, o chestie fantastic de frecventă pentru firmele de închiriere auto. Și spui. Deci, încă o dată, ca să recapitulăm, spuneam mai devreme că la o, o firmă cu uh, 100. Câte, câte, la, deci, noi aici avem daune de la două firme de închiriere auto mici. Mici. Tot ce vezi în fișierul ăsta sunt daune din ultimul an, în principiu, de la firme mici. Două firme doar. Și dacă le adun frumos cu două firme oamenii. din câteva zeci. Două vreun. firme din sute. Da? Sute, okay. da. Pentru că sunt foarte multe firme care au 10 mașini, 20 de mașini, nu te gândi că toate au 2000 de mașini sau 3000 de mașini. Okay. Da. Bun. Deja la aceste două firme mici, daunele sunt de peste jumătate de milion de euro. Jumătate, 500.000 de, de euro? Da. La câte mașini? La, nu știu, 200 de mașini. Deci, 200 de mașini egal 500.000 de, de euro daune? Da. Într-adevăr, unele sunt acoperite de asigurare, dar ce bine pe asigurare, oricum acoperit de firme. Și sunt daune care n-au sens foarte multe. Adică. Păi, da, de din nou, ai 500.000 de euro, încă o dată, pentru cei care nu au prins ideea. Da, firma uh, de rentăcar are o polite de asigurare, dar în spate 500.000, plus costurile de operare al firmei, și ce, trebuie extrași cumva din piață, adică tot de la noi, de la toți ceilalți. Exemplu. Omul mă măcar nu arunca pe geam să îmburi. Știi? E un plus, nu? Exemplu. Mașina nouă. Da? Are numere roșii, da. Prima închiriere. Uite cum s-a întors. Hai să mai vedem câteva mașini la prima închiriere, câteva ghinioane de astea teribile la prima închiriere. Dar n-ai și povești cum s-au întâmplat, că tu aveai, mai aveai, mai știai ce s-a întâmplat. Hai să vedem ce s-a întâmplat la ultimele 10 daune. Am notat aici frumos. Așa. Super simplu, ca să înțelegi așa banal, la o primă vedere. La Bruc Office. Încercăm html Permite. -s. Permitem. După o lună de neplată, mașina recuperată, cheia pe roată, rezervor gol, tapiserie murdară. Una. O lună de neplată. da. unde, a, lăsat-o? A abandonat-o pur și simplu, a dat SMS firmei, veni venit să vă lați mașina. Și a lăsat cheia, pe roată. Pe roată. Persoană publică. Persoană publică? Da. Următoarea. Daună de 18.000 de... Puțin, se puțin, hai să luăm pe Deci, nu avea... Nu și-a lăsat datele, nu... Și s-au întrebat împotriva persoanei publice? Evident. Și au recuperat banii? în curs. Sunt daune recente toate. Deci s-ar putea să mai auzim de încă... S-ar putea să auzim de, de foarte de multe ar. cazuri de-a lungul timpului. Dar ia uite, daune de 18.000 de euro, lovitură de-a lungul mașinii, a șters mașina de un parapet. Da. A frecat mașina de un stâl de beton pe toată partea dreaptă, daune de 15.000 de euro. Ok. Daune de 25.000 păi de puțin, euro. puțin, și la astea două de care spui, nu existau și acte de la poliție? După da, ce a făcut există acte de la poliție. Există acte de la poliție, și îți a... intră pe poliția asigurare casco. Dacă a declarat șoferul tot, Da, uite, asta următoarea nu-ți intră poliția casco. Daună 25.000 de euro șofer băut.

De complet Și atunci trebuie să duci împotriva lui în instanță. Corect. Și să aștepți 3-5 ani și după aia o să aibă o poprire de, nu știu, 30% din salariu pentru nu știu cât timp până se acoperă dauna. Da, da, trebuie să duci după el. Adică exact. eu, eu m-aș duce după el și m-aș asigura că până la sfârșitul zilelor lui Corect. va plăti. Dar chestia asta îți generează o mare problemă de cash ca și firmă. Pentru că tu o să ai 200 de... Tu te uiți pe bilanțul unei firme, de pe, nu știu, un site, de pe Ministerul de Finanțe și zici, mamă, ia uite, au profit 15%, foarte interesant business -ul. Ce nu știi tu, de fapt, este cât, câte sume ne încasate ei, câte creanțe a ei pe care și le-au estimat că le vor primi, dar le vor primi poate în 5 ani, în 7 ani sau poate vor avea dreptul să le primească, dar nu vor avea ce să execute în spate. Pentru că degeaba ai pui o poprire de 30% unui apun salariu de 3.000 de lei ca să recuperezi o daună de 25.000 de euro. Durează gen infinit să-ți recuperezi prejudiciul. Foarte mulți își mută bunurile de pe numele lor când fac o chestie de genul ăsta până se soluționează lucrurile. Adică e destul de complicat. Dacă mai rămân în țară. Dacă mai rămân în țară. Da. Exemplu, la fel accident care nu trebuia să întâmple. Circula foarte tare prin oraș, a pierdut controlul, a lovit cu un mercedes o mașină parcată. Simplu, da? Păi 6... dacă, da mercedes le pot. Da, șase persoane într-un logan, lovesc din spate un camion. Au lovit din spate un camion. Șase da. persoane într-un logan. Sâmbătă la șase dimineața, un mercedes lovește un sângi Au sunat ca o pană și când nu găsesc rezerva și au doar chid de pană. Următorul, neacordare de prioritate, următorul șofer băut, următorul mașină lăsată în pantă, fără frână de mână și pe neutru. Daună medie pe gama mercedes-benz 20.000 de euro. Daună medie. Da, una medie. Da. Deci când se lovește un Mercedes de la rentă, car, deci dacă vezi un Mercedes de la rentă... Lovit în accident, adică lovit destul de... Bine, e, mașinile premiu, la mașinile da, premium da, sunt da. scumpe. Și, și nu-ți poți da seama, pentru că uneori mașina vine așa așa acolo îi dau una clară. Lucrurile sunt destul de clare și, de, Da, lucrurile Asta, sunt destul ce? de clare gele... și de simple. E, era un... Ia să vedem, cred un gele ce? este? Da, un gelece ce pare gele să fie. Ce? <coughs> Dar <coughs> sunt uneori daune. Lasă, lasă pozele o idee mai mult timp când le arăți. Sigur. Sunt unele daune, așa, unde zice că mașina nu are mare lucru ba, da. Dacă e cu airbag, uh, uite, a, sunt două airbag-uri. Asta exact. e dauna totală. E aproape dauna totală. Aproape. Nu da, Așa, asta e seria 3 sau seria 5? Seria 5 era. Seria 5. Da? Sau uite, iar o daună foarte scumpă. O să iau de la prima poză. Vezi prima poză pe care nași, mașina frecată de un stâlp. Ia uite. Aici deprecierea, deci nu vorbim de costul de reparație, ai, ai reparat-o. Ți-au picat niște bani din cer și ai reparat-o. Ai reparat-o gratis. Toate daunele astea îți apar pe raportul de la seria de șasiu. Tu aici ai pierdut mii de euro când următorul cumpărător o să vadă ce a pățit mașina asta. Evident. Și următorul cumpărător o să vadă, pentru că cumpărătorul e de regulă un dealer. Și atunci apare ideea, chiar dacă cineva ți-ar plăti daunele prin minune, ele rămân asociate seriei de șasiu și apare George care vrea să-și cumpere un Mercedes. Și ce? să-mi cumpăr un Mercedes care a avut daună 28.000 de euro sau să mai pun 7.000 și să-mi ia unul care nu a avut nicio daună și dintr-o dată, firma care oferă serviciul ăsta trebuie să facă cumva ca businessul să să funcționeze. Exact. Dar spune totuși că sunt sute de firme în România care fac rentă Cu, cum reușesc mm. să rămână în funcțiune? Firmele din România se împart în două categorii. Primele 20 de firme au 90 cotă de piață, 98% cotă de piață. Hai să vorbim despre el atunci. Da. Restul sunt businessuri de subsistență. Firmele mari care sunt în România încep să aibă după pandemie probleme de daunalitate cu care nu s-au confruntat în trecut. Cum așa? Eu am început să fac chestia asta de prin 2004, am început să o fac serios de prin 2006. În trecut daune erau daune de tip o mașină se lovește de altă mașină. Acum încep să fie foarte multe daune din nepăsare. Hai să le numim așa. Mi se cuvine să returnez o mașină murdară cu tapiserie, E o mașină închiriată. Oamenii percep că plătesc niște bani pentru a face orice cu mașina respectivă. Și industria de rentă a început să funcționeze un pic ca industria IFN-urilor. Adică, tu, George, te duci să-ți închirezi o mașină. Poziția este următoarea. Tu cu un buletin și cu 500 de euro în buzunar primești o mașină de 100.000 de euro câteva zile și o primești într-o evaluare sumară care durează 10 minute la ghișeul de rentă Da? E mai puțin riscant pentru o bancă să dea un credit decât pentru o firmă de închire să-ți dea o mașină mult mai puțin riscant. Ok, încă n-am prins sosul secret. Ok, sosul secret este că ce fac firmele, încearcă să vândă produse de asigurare, produse de protecție totală către toată lumea, astfel încât să uniformizeze cumva costul închirierii, incluzând daunele. De exemplu, decât să vinzi o mașină cu 20 de euro, prefer să o vinzi cu 30 de euro, să nu mai ai deloc garanție, în speranța că aia 4 din 5 care sunt serioși acoperă cumva din costul total. Deci, până la urmă, tot printre clienți se face compensare. Exact. Ce se întâmplă însă și începe să se întâmple clienții români, mai ales prin străinătate, e chestia asta, care e o chestie foarte periculoasă. Ai o daună așa, da? Care e o non-daună, e o wear and tear, dacă vrei. Adică costul de folosire, ai să spunem. Da? E o depreciere normală, e o daună care apare oricând. Asta e la dintre... Exact, dintre uși. Dintre uși. Da? Asta normal nu e o daună pe care se rețină garanția. Însă aici este o daună pe care s-a reținut garanția totală. Garanția totală? Da. Română în străinătate? La fel și asta. Aici ce Tot așa o zgrie... Tot așa o mică zgrietură. Lângă da. mânăr. Okay, exact. Right? La fel și asta pe care aproape nu o vezi. o fundătură, dacă te uiți cu atenție, da. și un punct sus. Adică firmele au dezvoltat o toleranță la la zero. La de genul ăsta mi-a mai oprit și mie. Ia uite-o. Da. Ce? La fel, garanție. Eu acum îți arăt câteva cazuri de garanție totală. Jantă un pic atinsă. În mod normal zice că pentru chestii de genul ăsta nu se reține garanția. Da? Da? S-a reținut garanția. Absolut, pe toate. Pe tot ce îți arăt. Parbriz zgriat, o urmă ușoară de piatră. Și atunci clienții cumva, și sunt foarte mult, am încercat să le strâng de-a lungul timpului ca să le văd, la fel. daune unei garanție. Și atunci clienții sunt nemulțumiți că, se strâng, că pierd garanțiile pentru daune de genul ăsta. Și ce se întâmplă? Gândește cu o mașină din închiriat are, poate, nu știu, 100 de clienți într-un an. Fă da una asta ori 100. Fă ori 300 pe durata de viața mașinii. Deja dacă e 100 de puncte de astea pe mașină, poți să arunci mașina. Uh -huh. Pentru că ele se strâng, sunt cumulative. Cineva sparge ușor parbrizul, cineva îndoie ușa, cineva îndoie ușor bara. Și tragi concluzia după 15 închirieri că nu mai ai ce să închiriezi, că e lovită pe toate părțile. Ok, dar întrebare revine. Dacă este atât de păgubos, de ce sunt atât de multe firme care încă fac asta? Pentru că firmele au început să rețină foarte strict garanțiile, așa și acoperă mare parte din cost. Au văzut o daună, s-au dus pe daună cu procesul verbal, au reținut garanția chiar dacă în trecut ar fi existat toleranța pe daune. Începe să nu mai există toleranță. Valoarea daunelor începe să fie împărțită la toată lumea foarte matematic, să spun așa. Uh -huh. Piatra în parbriz, ce scrie? Ai avut garanție. 800 de euro? 800 de euro a costat. De ce a costat 800 de euro? Păi am avut 3 zile de staționare, să zicem, ca industrie, da? Firma respectivă a avut 3 zile de staționare, a avut o taxă de administrare de daună de 100 de euro, e reparația în sine, e timpul agentului care a dus-o la serviciu și așa mai departe. Acum, ce pot face oamenii de bună credință? Și asta, asta, asta e, de fapt, adevărata întrebare. Astfel încât să se protejeze de pierderea unei garanții într-un caz ca ăsta. Da? Unde nu Da, este foarte puțin înfundată un pic de tablă pe muchie acolo. Practic, cred că e atins-o cineva în parcare, Exact. Nu? Exact asta intuiesc eu că s-ar fi întâmplat. Ce poți face să te protejezi? Două chestii. Prima, întotdeauna să faci poze mașinii când o iei. Indiferent ce produs de asigurare ai, indiferent... Asta fac. Am, și chiar fac cominte. și un video. Mă învârt în jur. Cum Genial. Eu. Al doilea lucru pe care poți să-l faci <coughs> e să nu te duci pe cote de garanție foarte mare. Industria asta... În ultimii. Păi nu ne-ai spus tu să luăm garanție completă? Nu, să, să luați asigurare completă, adică să nu luați cu garanție foarte mare. Da? Asigurarea completă e ok. Da? Te, te protejează aproape total. Sunt o grămadă de clienți care au lovit mașina rău, adică daune serioase cu mașina, daune totală, care nu au plătit un cent. Uh -huh. Da? În momentul ăsta, însă, există foarte mulți oameni tentați să vadă acolo pre 6 euro pe zi și nu mai citesc cât e garanția. Voi 6 euro pe zi pe site-urile mari, pe site-urile internaționale și zic, mamă, 6 euro, 10 zile, 60 de euro, e perfect, e mai știu decât să merg cu trenul, îmi iau mașina. Nu mai citesc garanția, e 1200 de euro, că e 1400, că e 1500. Da? Rezerva mașina. Au plătit tot înainte. Când au ajuns la ghișeu, ajung la George Rentăcar. George are două mașini, una frumoasă, una urâtă. Pe care dintre ele de clientului care a plătit tot în avans? Dacă a plătit tot în avans, ați-i o dea pe aia bună, nu? Și, în realitate, să-i pe aia urâtă. Pentru că deja a plătit tot. Pe aia frumoasă o ține pentru un client care o poate refuza la livrare. Uh -huh. În momentul în care tu ai plătit totul, nu mai ai nicio alegere. Uh -huh. Dacă a... sunt doi clienți care așteaptă, să zicem, unul dintre ei a plătit închirierea integral, unul dintre ei n-a plătit-o, primul care o să fie luat de este clientul care nu a plătit închirierea integral pentru că poate să plece și dispare mm. în casarea. Cam așa funcționează lucrurile prin Europa, gen. În România încă nu s-a ajuns la nivelul ăsta de sofisticare. așa am pățit eu în Italia cu full credit voucher. Cam am avut, țin -mi minte că am avut discuție. La, fi da. firmă serioasă, mă, la, la firmă serioasă. Tu vrei să-ți cumperi un telefon nou. Te uiți cât e prețul corect și în funcție de asta decizi dacă îl cumperi sau nu. Eventual verifici și mai multe site-uri. același telefon când închiriezi o mașină, nu e același serviciu. Te uiți la ăla care îți răspunde la întrebări, care te învață, care spune ce să te ferești. Și aici intervin lucrurile cu adevărat importante. Tu ai cumpărat un telefon dacă n-ai ști primele două cifre din preț? Ai ști prețul, dar n-ai ști primele două cifre. Ah, nu, imposibil. Corect? Exact așa e. Exact asta faci atunci când închiriezi o mașină, fără să știi câte garanția. Deci neapărat să verifici garanția înainte să te duci să nu, nu ți introduci datele de card nicăieri dacă nu știi cât e garanția și cât e protecția totală. Dar nu spune nimeni online chestia asta. Ba da, doar că ți-o pun în termeni și condiții, apeși pe un buton, după aia apeși pe plus, după aia apeși pe minus, după aia te uiți, după aia citești și după aia scrie în a șaptea pagină. Ultima oară când am rezervat eu așa, am rezervat în Germania și am luat așa cu plată integral. La sfârșit mi-a zis garanția. Uh -huh. Oamenii tind să se ducă pe preț, să vadă... 6 euro, 7 euro și 20 de euro. Și concluzia că la cu 20 de euro, nu știu, are cea mai prostă ofertă. Dar poate era cu 20 de euro, are o garanție de 250 de euro, care se poate plăti și cu debit. Și celălalt are o garanție de 1500 de euro credit. Ce n-am explicat eu de trecută foarte bine, e următorul lucru. Apropo de asta, dacă n-ați văzut partea cu debit și credit și cum poți să te păcalești rău de tot la rentă car, trebuie să vedeți primul episod, pentru că o să vă deschid ochii, dacă nu ați văzut deja. Eu încerc să simplific foarte mult lucrurile atunci când le explic, nu mi-e de fiecare dată. Hai okay, deja ai antrenament. Ce se, întâmplă, ce se întâmplă la credit? <coughs> la card de credit. La cardul, cu cardul, cardul de credit, Așa. exact. Întotdeauna firmele de rentă car rețin în sistemele lor informatice sau în diferite moduri datele cardului tău. Așa primești o amendă în Germania după șase luni. S-a terminat închirierea și ai văzut, se debitează o amendă de pe card. Deci ce îi stochează datele tale? Majoritatea oamenilor sunt convinși că dacă au trei de secure pe card, sau confirmare prin SMS sau din aplicația băncii și așa mai departe, nimeni nu poate să le ia banii. Fără acceptul lor. Ceea ce nu știu ei este că 3 de Secure este opțional pentru comerciant. Adică, eu pot să-ți fac o tranzacție ție și să-ți iau 100 de euro de pe card, tu ți introduci codul PSI și așa mai departe, dar pot să-ți fac, având cardul de credit salvat în sistem și o tranzacție cu card absent. Să nu bifezi 3D Secure și să-ți trag banii fără ca tu să vrei. Se întâmplă. Da? Bun. Acum. Se întâmplă și sunt locuri în lumea asta unde se poate face chestia asta fără PIN, fără niciun fel de confirmare. Exact. Și orice firmă poate face. E scris și în sistemul Visa și în sistemul Mastercard peste tot. E o operațiune pe care o poți face. Acum. Oamenii cred în mod fals că, 1, din momentul în care închirea s-a terminat, nimeni nu, nu mai poate lua niciun ban. Fals. Da? Cred de asemenea că... Pe păi cum așa? Păi foarte fals. Dacă au lovit mașina și firma, firma le poate debita cardul în funcție ce scrie în contract. Au lovit mașina sau au o amendă rutieră? Da, li s-a la cardul cu 50 de euro câte amendă rutieră respectivă. Se întâmplă frecvent prin Europa. Îți vine notificarea pentru amendă odată și factura atașată și îți trag banii automat. Mie mi s-a întâmplat cel puțin de milion de ori. Uh, oamenii oh, mai... Faci urât pe afară. Nu, pentru, de regulă pentru chestii din astea, parcare de la clientul de dinainte. Da? Okay. Când închiriezi destul de frecvent, mai apar tu plătești amenda celui dinainte pentru că nu știu ce n-aveau bine prin sistem și apoi stai să dai mail și să explici și ai văzut cum se răspunde la mail respective prin afară. Oamenii cred că dacă folosesc cardul de credit, primezi niște recompense și adună niște puncte și niște plafoane. E scris foarte clar în politica de la cam toate cardurile că serviciul de închiriere este exclus de la adunarea de puncte. Adică nu, nu ți se numără, ca să spun așa, în vederea îmbunătățirii uh, credit score -ului. Oamenii cred că au asigurare pe cardul de credit. Asta e favorita mea. Și nu citesc. Și ajung la ghișeul de închiriere și spun eu au cu garanție 2000, e ok? Cardul meu de credit mă va proteja. Însă nu au citit termenii și condițiile. Niciodată. Și să fiu sincer înțeleg, pentru că au 40 de pagini. Cine citește așa ceva? Sau se duc și mai frumos pe internet și cumpără produse care le promit că le vor da bani înapoi? Stai puțin. Deci dacă am card de credit cu poliția de asigurare inclusă, da. ne vin de asta, nu? De pe la tot felul Corect. de instituții financiare. Corect. Avem asigurare pentru rentăcar da? Ți-ai pus produsul de asigurare pentru rentă car pe cardul de credit. Dar tu trebuie să citești și acoperă. Și îți dau un singur exemplu de card, fără să dau numele băncii. Spune așa. Bă, de ce? Poți. Zi. Acoperă toate daunele mașinii, atât timp cât au loc pe suprafețe vitrate. Adică pe sticlă. În afară de sticlă mic. Corect. Toate daunele... Da? Hai să-ți mai dau un exemplu. Și se întâmplă într-o zi de luni între orele 14.30 și 14.31. Încep să înțelegi. Exact așa funcționează marile Poliță de asigurare. De exemplu, cei mai mari 2-3 vânzători de asigurări din lume spun așa. Tu cauți asigurare în auto pe Google, că vrei tu să-ți cumperi un produs ăsta cu care să-ți protejezi depozitul. Cauți, nu citești, găsești un site în limba română. Da, pe Google le-ați frumos, peste tot, intri pe el, îți comanzi polița, o duci la final. Ce n-ai citit tu în documentul poliței respective este așa. Această poliță de asigurare te va despăgubi doar dacă ești rezident în următoarele state. Spania, Germania, Franța, punct. în limba română. Sau și mai frumos. Doar dacă ești rezident în Malta, Cipru, UK. Da? Am un exemplu, o poliță de 40 de pagini, ți-o pot arăta după emisiune, să vezi, site în limba română, care ți impune să fii rezident fiscal în patru țări. Dacă nu ești rezident, vine următoarea propoziție care spune așa, se consideră că în cazul în care nu îndeplinești această cerință, polița de asigurare nu există. Punct. Păi să ce ți-o vinde? Dacă tu nu ești rezident acolo. E, e, ta? e problema ta să citești. Asta e ca de, cu polițele de care mai spuneai tu de pe site-urile companiilor exact. aeriene. Exact. Care companii aeriene, pentru cei care n-au văzut primul episod, nu mai fac bani din zboruri, fac bani din rentă, car și tot felul de polițe inventate. Din toate serviciile fac bani. O, de fapt, nu. Fac bani din orice altceva decât zbor. Da, din orice altceva. Îș, a, își augmentează veniturile, încerc. Și cumva e firesc. Problema știu unde. Problema e că oamenii nu citesc și cred că poți cumpăra un produs care costă 39 de euro și îți protejează o daună de 50.000 de euro. Uite, ce scrie pe majoritatea polițelor de asigurare? Discutăm pe cele mari internaționale folosite. Scrie așa. Astea de pe, care, pe care le cumperi tu de pe net ca să-ți protejeze depozitul. Scrie așa. Această poliță de asigurare nu te va despăgubi dacă cauzezi o daună în următoarele condiții. Prima condiție este dacă nu respecti contractul de închiriere sau nu respecti codul rutier. Da? Bun. Și ai zice, băie e normal că eu respect codul rutier. Când pierzi tu garanția la o firmă de închiriere auto? Păi tu pierzi garanția la o firmă atunci când închiriezi o mașină, pierzi garanția când faci o prostie de regulă ca nerespectarea codului rutier. Când lovești mașina, dacă tu ești nevinovat și mașina se face pe au vinovatului, firma de închiriere nu se va nimic, absolut nimic. Deci dacă ești vinovat, poliția e, e, ca un ercea, nu e ca un casco. Practic, firma de închiriere auto spune așa, eu îți rețin garanția, dacă tu ești vinovat, sau dacă e autor necunoscut, gen ai o prin parcare, s-a sărit o piatră în parbiz, s-a întâmplat ceva. Asiguratorul vine și spune, dacă tu ești vinovat, îți dau banii înapoi doar dacă ești nevinovat. Dacă ți s-au reținut banii ca urmare a faptului că ești vinovat, îți dau banii înapoi dacă ești nevinovat. Păi cineva trebuie să plătească. Exact. Adică nu are niciun sens. Tu cumperi un produs de asigurare care te acoperă dacă ești nevinovat, în timp ce firma îți reține depozitul doar dacă ești vinovat. Adică ai cumpărat un produs cu care efectiv te protejează în alea 3% în cazuri când sare o piatră în parbriz sau apare o mică îndoitură din parcare, cum ai văzut. Da. Hai să ne mai uităm un pic la felul în care se întorc totuși mașinile la rentăcar și ca să înțelegem de ce mașinile de la închirieri nu arată ca niște mașini noi, deși au kilometri destul de puțin, nu? Da. Da, au kilometri foarte puțini de regulă și trendul ăsta începe să se schimbe mai datorită daunalității. Este un alt efect. Adică mașinile uh. sunt ținute mai multă vreme. Da, pentru că nicio firmă nu-și poate absorbi daune de genul ăsta. Au început să apară în România deja mașini care au 150.000 de km, 180.000 de km, 200.000 de mii, la rentă care da. care ar fi fost de neconceput acum 4 ani. Eu m-am mirat că am văzut în state în, în ianuarie aia că avea 40 de mii de mile, 60, uh -huh. 60 de kilometri. Adică la 30-40 de mii erau vândute altădată, nu Exact. Seteat. O mașină de închiriat nu stătea niciodată mai mult de, nu știu, 30.000 de kilometri, pentru că curba deprecierii începe să devină agresivă și atunci firma o cumpără cu un discount, o vinde cât de repede poate, după cele da. 6 da. 6.000 de kilometri, ca să nu mai fie considerată mașină nouă. Vorbeam care noi, la... vorbeam noi data trecută, pentru cei care se uită din nou ca să înțeleagă, că mașinile de, ren de la rentăcar, car, practic firme de rentăcar car cumpără atât de multe mașini, încât au discountul care acopere deprecierea din primul exact, an. Exact, cam asta ar fi, da. Și atunci dacă ele le vând după un an, practic reușesc să învârtă din nou roata fără să introducă costuri suplimentare și au tot timpul mașini aproape noi. Exact. Dar acum mașinile au început să aibă mai mulți kilometri ca niciodată. Exact. Datorită daunalității și datorită faptului că firmele nu-și mai pot permite daune pe mașini noi. Uite, care-i dauna aici? O vezi? Da, cred că este ornament, ornamentul. Da, bravo. Am măcar cam ochiul antrenat. Bravo, aici este, într-adevăr. Ok. Da? Acum imaginează-ți. Daune care se strâng. Hai să mai vedem o daună interesantă. Păi da, și dauna aia uh, se plătește, nu? Aia da. Practic. Da, e o schimbare de ornament client, pe care clientul pierde garanția dacă o are. Mașina returnată. Apropo, de, trebuie să returnezi mașina curată. Păi da, dar nu e vina lui că erau insecte pe autostrada soarelui. Da, cu ce viteză a mers? Ca C să arate așa. Păi cât poți poate să prinde o zi știam modul că asta prinde maxim 87 la oră. Ia, hai să vedem o, hai să vedem o daună trolez, care e trolez. coșmar. O, nu, serios, cât, cât prinde mașina aia maxim? Habar n-am. Mi-ar fi frică să merg 150, 160, cred că ea, a dacă cât ai intrat. Uite, asta e o daună de coșmar, de exemplu. Ai mașina o asta dată... ce este? X? Este un X3, cred, dacă Uu. nu mă știu. Ai o dată daună, stânga-spate, da? Da. Ai portieră, stânga-spate. Da? Da. A, At și ușa. Oh, ai oh, botul stânga, spate. Astea, e de 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 ai dreapta, spate. E aproape de unul totor, nu? Are și erbeguri? Uh, Vede imediat. Nu mai țin minte, să fiu sincer. Dreapta, față. Man. Da? Deci, practic, ai toată mașina lovită pe toate părțile. Nu cred că e cu erbeguri, totuși. Ceea ce mi se pare dubios că ar trebui să fie cu erbeguri. Ok. Uh, deși, da. Deci, ai mașina luată pe toate părțile. La fel, asta e o daune de coșmar. Practic, Aidea. ai refăcut toată mașina. Da. Când cumpărătorul o să vadă care e costul reparației, cu siguranță nu va mai cumpăra ca autorul lat. Da. Și vezi, chiar dacă dauna ți se repară prin magie, a venit zâna daunelor și a plătit toate daunele, îți rămâne daunelitatea pe seria șasiu. Ok. Dar cum au reușit să o lovească în să pe ambele părți și a făcut? A făcut o singură au... și pe autostradă? Da, exact. Au lovit marginea pe autostradă. Și sunt, din nou, foarte multe. Mamă, asta e E. Da, nou e. Și cum a reușit? Treapta Asta... spate. Aici probabil n a fost vina lui. Dar știi ce se întâmplă? Oamenii care închiriază o mașină, de regulă, nu sunt obișnuiți cu ceea ce închiriază. A lovit parapetul. Da? Aici la cap de pod. Da. Pa parapetul, marginea Parapet. de Da. Cu cap de pod sunt însă majoritatea, dacă te uiți. Există câteva tipare. Cap de pod, gen așa, le-ai avut și în emisiunea anterioară, sau clienți care returnează mașinile. Asta e, de exemplu, o mașină. Are o poveste fantastică. Este o mașină închiriată din România, care nu trebuia să iasă din țară. A fost închiriată în. a plecat cu ea fără accept în Marea Britanie, cred. Așa? Da? Așa arăta mașina în interior. Și ați găsit-o în Marea Britanie? Da. Dar unde era? Într-un port? Sau da, că... într-un port. Într-un. Da, cred că chiar. cred că era la trecerea dintre Marea Britanie și Franța, dacă mă aminte bine povestea ei. Uh -huh. Deci e... a mers cu ea până când l-a oprit cineva la graniță. Exact. Cât a putut. Da? După care sunt și daune finuțe, gen așa. Asta e o daună simplă, o jantă de Mercedes, o jantă AMG, lovită de bordura. Păi asta e ce puțin 700 bucată. Exact. Dar e o daună foarte scumpă și se adună. Și nu poți nici să nu o repari. Pentru că următorul client care o să plătească pentru mașina asta o să spun, o să-ți dea review negativ că avea janta lovită. Păi normal, nu? Știi? -el, și el a plătit Mercedes, n-a plătit... Uh... Exact. Și devine un cerbicios la, la un moment acere. dat. Da? Uite, interior. Dar din nou, uh, unde ar fi putut să meargă cu ea așa, nu Sau așa? Pe câmp. La țară, sau la țară. Au să-și impresioneze rudele. Uu, aici ne uităm la o anvelopă tăiată. Exact, o anvelopă de X5. X5? Da. Ce viteză avea cuțitul? Ia uite aici. Un Mercedes A, clasa A. Nu, no, Cred că cu spatele cu în ce? În Sincer să fiu, nu cred că a dat cu spate, cred că în bordură în ceva, că dacă te uiți e lovită și pe sub destul de mult. Da, deci s, -a urcat, a dat s -a, urcat, cu spatele tare și s-a urcat cu spatele pe ceva. Da. sau așa, dacă preferi Audi. Da? La fel. Asta e a. la aeroport la cum arată. Da, e în aeroport Otopeni și ăla este sistemul pentru pietoni să da. absoarbă șocul. Și să vedem dacă avem și un alt unghi. Da, la mașinile scumpe, problema nu e culmea. Și a adus o pe roți. Da. A adus o pe roți, măcar n-a chemat platforma. Uite, aici a că asta e o daună simplă. Mașină nouă, din nou, observi plăcuțele materiale, da? da, că ca asta e o daună simplă. Hai să vedem cum arată mașina din celălalt unghi. Pentru că aici chiar avem o poză foarte, foarte interesantă la un moment dat, din celălalt unghi, care ne arată cât de lovită e cu adevărat mașina. Să sperăm că o și găsim însă. Ăsta este sister carul ei, au fost două clio noi, ăsta e al doilea. Tot la fel în prima săptămână amândouă s-au lovit. Da? Deci au fost din două cliouri, două lovite în prima săptămână. Asta e sora primului. Erau blestemate. <laughs> uh, auzi, dar la rentă car uh, filme de rentă car românești, nu aduc popa să dea cu aghiezmă? Să știi că cred că ar funcționa. Nu cred. În, 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 încep să cred că... Orice, numai să funcționeze. Da. A, ce, ce ai blurat acolo? Deci uh, am blurat că... pentru că erau bonuri fiscale și de Glovo pe care apăreau datele clienților. Ah. Am încercat să le fac să fie cât mai ok. fer. Da? La fel, o daună super ciudată. Probabil S -s -s. un coș de gunoi a acolo, că okay. e la înălțimea respectivă. Da, dar este și bar, este și capotă. Exact. Și omul spune, nu, că nu e, nu știu, 100 de euro. De ce ne rețineți 300 de euro? E 100 de euro, că e doar capota un pic în de 300 de euro e ieftin dacă e doar 300 de euro aici. Exact. Uite, la fel, același pattern cu cap de pod. Uh. Da? Observ că e un pattern deja cu capetele pod Adorm sau ce fac? Eu cred că stau pe telefon Asta e bănuia mea Pentru că e un tipar foarte, foarte fix Hai să stăm un pic să discutăm despre chestia asta, lasă un pic așa Deci aici ce vedem este un CLA Da, un CLA pare să fie Într-adevăr, cu erbe Mașina e cu siguranță daună tală Cred că avem mașina și pe platformă, într-o altă poză uh -huh. Ca să vezi extentul daunei Ia să vedem noi. Practic nu a fost și cana de nimeni. Nu. Efectiv, din cauza șoferului a ieșit de pe drum și a luat un cap de pot. Și noroc cu airbag că probabil toți trăiesc. O mașină de genul ăsta într-adevăr salvează viața. Și o să-ți arăt un caz apropo de airbag -uri. O să-ți arăt ce înseamnă să închirezi o mașină nouă și cum îi salvează viața o mașină. Asta e dauna mea favorită. Aici poți să vezi exact diferența între deformarea programată la o mașină de generație nouă și orice altceva, pentru că mașina asta este făcută să absorbă șocul. de câte mult s-a comprimat tot botul. Și spatele a absorbit exact. Tot totul aici a fost perfect. Ăsta e motivul mm. pentru care clientul a scăpat. Ce se întâmpla, de fapt? Clientul cobora un al, o altă mașină de pe contrasens urca pe linie continuă. Mașina de pe, contra, mașina de pe contrasens îi intră în față, frontal, cu viteză, da? Și, mare atenție la impactul frontal, vitezele se cumulează. De fapt, apare... Uite, asta, e în mii, de fapt. Știi ce se întâmplă? Va se cumulează. De fapt, energia respectivă, da. energiile se cumulează, dar se împart la ambele mașini simultan. Da. Energia cinetică... Corect, așa este. Da? Viteza se, dubla, exact. se, se cumulează, energia se dispersează. Și, apropo parții. de chestia asta, că ai deschis un subiect interesant, am văzut acum un sondaj pe internet cu creșterea vitezei de la 50 la 70 în localități. Acum, nu zic nici de rău, nici de bine. E un punct de vedere. Păi toți vrem să mergem mai repede. Toți vrem să mergem mai repede. Problema și care e, noi avem 85 de morți la milion, pe ultima statistică. Suntem pe locul întâi în Europa. Bun. Avem 1700 de morți cumulat. Dacă ar fi... asta, asta, pentru că am avut pandemie. Cred că este făcută, da, cred că, a, am cred că, în anul de pandemie. Am anul cu 2300. Era ceva de genul între uh, 6 și 8 pe zi. Ne uităm la statistica Uniunii Europene e cinică. Spune așa că pentru economia unui stat, o persoană moartă într-un accident rutier valorează 2 milioane de euro. Noi avem pib ul mai mic, e, nu știu, 12.000 per capita parcă e. Hai să zicem că valorează 1.500.000. Îți dai seama că pierderea economică pentru România, adică avem, nu știu, 1.700 de morți ori 2 milioane, sunt 3.400, care sunt 3,4 miliarde de euro pe an, da? Cifra asta e mai mare decât valoarea investitorilor străine directe în România. Da. E mai mare decât tot ce trimite toată diaspora. Da. E, e, șocant. E, nu noi... Este mai uh, mult decât costă tot programul de autostrăzi în României. Cât ar costa să le facem odată? Și noi vrem să creștem viteza cu cât? Păi de la 50 la 70 avem grosomodo 50%, da? Bun. Ce se întâmplă cu energia din impact? Păi e MV pătrat, e cu pătratul vitezei întotdeauna. Da? Și atunci, crescând cu 50% viteza, Accidentele mortale din impact la viteză cresc cu 1,5 la puterea 2. Mai stai puțin că mai scapă ceva din vedere. Mașinile astea cu deformare programată funcționează Brave. bine Așa la viteze e. de sub 60 e. la oră. Așa e. Peste 60 la oră o să-ți spună orice inginer sau orice specialist că uh, ești, viața ta e mâine Da. Intervine hazardul foarte mult, adică poți să scapi sau poți să nu scapi. Da. Da. Dar ele, ele, sunt făcute, și testele euro în cap, sunt făcute la maxim 60-70 la oră. Corect. În mașina asta au fost 5 oameni, nici nu a pățit absolut nimic. 5. Într-o fabia. Da, noroc pentru miliardele alea în, în dezvoltare pentru Polo. Că corect, e, pe, e pe corect, bază de Polo. Corect. E pe platforma respectivă. Uite, <coughs> dacă te uiți. Care Polo stă pe succesul golfului anterior care golf între noi fie vorba și s-ar putea să fiu aici un pic subiectiv, e probabil una dintre cele mai bine făcute mașini din istorie. Da. Adică așa este. una dintre cele mai complete mașini din istorie. Da, pentru că s-a făcut în cantități atât de mari încât a fost făcută corect că s-a vândut în unități multe și să fie, să fie fiabile. Ai văzut câte daune avem aici? Sunt doar câteva daune din telefonul meu, da? O să las un pic tableta cu daunele. Ca să pun... O punem așa un pic, deoparte. Așa gândește-te la următorul lucru. După câte daune ai văzut, sunt clienți care întârzie, da? Nu returnează mașina la timp. Se modifică acum zborurile, non-stop. e un zbor se modifică de trei ori. Primul lucru pe care noi românii nu înțelegem este că atunci când închiriem o mașină, se garantează clasa. Am mai vorbit despre chestia asta și de la trecută. Clasa, nu mașina, nu modelul. Exact. E rarisim să-ți se confirme mașina. Absolut. N-am explicat în ultimul podcast de ce se întâmplă chestia asta și aș vrea să o explic acum. Rezervările, firma de închiriere auto trebuie să aibă un grad de ocupare țintă ca să facă profit, care de regulă e pe la 70%. Ăla e sweet spot -ul. Peste 70% face bani, sub 70% pierde bani. Firmele astea folosesc niște sisteme informatice destul de avansate, care în unele cazuri s de un milion de euro pe implementare, da? care asignează mașinile automat rezervărilor. În momentul în care un client modifică o rezervare, nu se prezintă așa cum foarte mulți fac, își modifică perioada, adică vrea să aibă o extensie sau se întâmplă orice, apare o daună, cum sunt atâtea, sistemul șafluiește rezervările în pachet, schimbă ordinea cărților din pachet. Sistemul face chestia asta cu fiecare nouă rezervare care vine, astfel încât să se asigure că gradul de ocupare e optim. A intrat o rezervare pe polo, dar sta mai bine pe golf, îi face un upgrade gratuit și mută clientul de pe golf pe pasat. Sunt cazuri când rezervarea clientului George Bunici, din momentul în care a fost făcută până peste 30 de zile când are el mașină, e reasignată pe mașină de 500 de ori. Nu cred. Da? Pentru că a sunat un client, se potrivește mai bine rezervarea lui în gaura de pe mașină și atunci sistemul o reasignează. Ai că a plătit mai mult? Nu, pur și simplu nu rămân zile libere în stânga și în dreapta. Aha. Pentru că firma nu vrea să aibă zile libere, vrea să-și optimizeze flota, nu vrea să aibă mașini care stau în curând. Pentru că fiecare mașină care stă nu produce. Exact. Și atunci mașina trebuie să aibă un grad de ocupare mare. Dacă până la rezervarea lui George Golful stătea 5 zile și până la rezervarea colegului nostru Golful stătea o zi, sistemul le va întoarce și îți va da un pasat ca upgrade. Uh -huh. În momentul în care se garantează clasele, deja suntem la o situație în industria auto pe care foarte multă lume nu o înțelege. Și uneori și mie mi-e greu să o înțeleg. Producătorii lucrează unii cu alții și unii pentru alții. În sensul că avem din 2021, de exemplu, Stellantis. Rezultat din fuziunea 50-50 dintre Fiat Chrysler și societatea Anonim. Pe pe jo jo adică pe Peugeot, Citroen, Opel. Exact. pe Peugeot, Citroen, Opel, Vauxhall. Da? Și F Fiat, uh, Chrysler, Chrysler, Dodge, Ram, uh, Maserati, Lancia și încă Câteva branduri. Mașinile astea sunt dezvoltate în comun, multe dintre ele. Și tot văd review-uri auto, de exemplu, hai să comparăm Peugeot 301 cu Citroen Lyze. Sunt aceeași mașină, este doar rebadging. Chestia asta se numește badge engineering. Adică e aceeași mașină, făcută în aceeași uzină, diferă bara față, bara spate și sigla, punct. Nu e nicio diferență. Cel mai popular test drive de pe internet era la un moment dat. Toyota Igo, Peugeot 107 și Citroen C1, dacă să aduce aminte. Toată lumea la le compara. Eu. E, mașinile astea sunt, sunt numite tripleții de la Chiolin. Sunt făcute în Cehia, într-o uzină dezvoltată de Toyota, Peugeot și Citroen. De prin 2005 au făcut ei chestia asta. Da? Sunt aceeași mașină. Așa este. Directorul de la Toyota spunea, băi, noi avem nevoie de o mașină mică, ei aveau tehnologia. Apropo de asta, e foarte greu să faci -mi mașini mici, tocmai de aceea Mercedes apelează la Renault pentru mașini mici. Tocmai de aceea, pentru că propulsorul vechi al Renault-ului era foarte bun, a ajuns pe Mercedes-uri, dacă ți aduci aminte. 1.6. Exact, a ajuns pe Mercedes-uri. Iar piesele de uh, Dacia sunt pe Smart. Și uite-te cât de similar este un Jeep Renegade cu un Fiat Tipo, deși sunt clase complet diferite. Butoane, elemente. De, de, de la jeep Renegade e făcut de Fiat. Exact. E nu, un... nu, nu, nu că au refolosit piese. Jeep e... este adaptat încă dinainte de a Corect. face Stellantis. A e parte din Fiat. Fiat. Corect. De exemplu, dacă stai să te gândești, cred că Citroen la un moment dat a fost la Michelin. Da? Prin anii 70, da. Citroen a fost la Michelin și apoi... A făcut pasul către Peugeot. Au vândut un, o cocotă de vreo 30% inițial. Bun. Acum, când tu rezervi Peugeot 301 da, și Fiat Tipo și ai o preferință către una dintre ele, deja ai o problemă, nu știi cum funcționează serviciul de închiriere auto. Da. Da? De ce? Între noi fie vorba, între astea și Logan, iarăși, nicio diferență. Dacă te uiți la ce se întâmplă în străinătate, uite, acum o să spun o chestie care poate nu-i corectă, da? peste tot în străinătate clienții preferă Logan față de Clio, față de Fabia, față de mașinile astea mici, clienții vor Logan. Por bagaj mare, reliable, gen n-au probleme cu ea și sunt mașini foarte noi. Da? Loganurile da. sunt întotdeauna cele mai noi mașini din flote. Se vând super rapid. Și consumă puțin. Da. Iar la Fiat tipul să ar să mai cadă câte o bucată de plafon. În România nimeni nu vrea Logan. Da? Toată lumea se ferește Logan. D Dacă ne uităm din nou la mașinile astea pe clasă, Oamenii tind să plătească mai mult pentru că au o preferință față de o mașină din clasă, deși nu le este garantată. Tu intri cum să ai de închiriere auto, da? Și ai văzut, Peugeot 301 are un preț, Fiat ul are alt preț, mai sus poate, da? Următoarea mașină are alt preț. Ele sunt pe trei furnizori sau pe patru furnizori diferiți, da? Când tu compari, nu plăti mai mult pentru Peugeot 301 pentru că îți place ție și crezi tu că o să primești Peugeot 301. Pentru că, indiferent de cum e componența flotei firmei respective, ea nu poate să-ți garanteze. Și aici o să-ți dau un red flag la care să fii atent întotdeauna. Când o firmă îți garantează mașina, să știi întotdeauna că ceva e off. Sau poate că e una din uh, alea, uh, nu știu, 80% din firme care sunt suficient de mici. Chiar dacă ar fi foarte mici. Uite, ne uităm la Silvercar. Silvercar e acum deținută de Audi. Uh, un startup care își propunea să închireze doar Audi-uri argintii din state. Model de business super simplu. Orice mașină îi în Silver Audi. Da, deci orice mașină ai luat este un Audi argintiu. Simplu modelul de business. Nici măcar Silver Car, care e deținut de Audi, nu se poate garanta model. <hânt> de ce? Pentru că îți promit un Audi A4, Audi A4 vine cum a venit în poză, celălalt are o problemă tehnică să zicem, iar restul în la clienți că trebuie să ai grad de ocupare bun, și atunci îi dai clientului un Q5 sau un Q3 sau un A8. Da? Ei n-au umflat, mi se pare că au maxim A6. Dar Oricât de mic ar fi firma, și dacă firma are trei mașini, și dacă sunt trei mașini identice, îți prângește unul, celălalt o lovește și ești pus în postura de a aduce o altă mașină, de undeva. Da. Cum ne-am dus noi să luăm uh, mașină cu portbagaj mare, am vrut să luăm SUV în America, că ne trebuia să băgăm bagajele și n-aveau decât serie 7. Și ne-am făcut o ofertă la BMW serie 7. Eu n-am crezut că o să prind la rentă car BMW serie 7 ca alternativă la mașină cu portbagaj mare. Da. Că eram... Am, am vrut să luăm uh, 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 Chrysler Pacifica, ce, ceva de zona aia, și n-aveau. Și am zis, avem o, în seria 7, nu vă descurcați cu el? Și cred că da. O firmă de închiriere auto poate să prefere să-ți dea în loc de Logan, caz concret, îți dau din experiență, să-ți dea în loc de Logan seria 3. Dacă, se, dacă intervalul de închiriere cade perfect pe o altă rezervare. <laughs> Da, pentru că cele două zile pe care le-a câștigat, având mașina aceea. O Toți criată, să prindem asta. Și se întâmplă. Auzi? Românii visează, pe, uh, uh, practic, își rezervă pe jos 301, dar de la distanță, așa, pe jos la 301, seamănă cu un Passat. Ce fain ar fi să prinzi unul. E mai grav, de fapt. Fiat-tipo, de fapt. Seamănă cu Fiat-tipo. Fiat, deci, fiat, deci își rezervă Fiat-tipo, se uită la poza aia, și în creier în opții acolo, e se târziu în pat și se gândește, mamă, ce mișto e pasatul ăsta. Scrie Fiat-tipo. Nu contează. În mintea lui poate un pasat. Toți, toți vrem mai mult și cred că asta arată puțin despre noi, așa, când luăm de la rentă car câte o mașină din asta, măcar pentru câteva zile să domnim. Ăsta n-ar fi un lucru rău. Știi ce observăm însă noi, așa cu mâinile în pâine asta? Mm. Observăm că oamenii sunt convinși, oricât de mult le ai spune, că ei vor primi fix mașinuța aia din poza aia mică de pe site. Adică e mai rău decât atât. Ei rezervă un Fiat Tipo, văd poza aia mică, și tu le spui, știi, poate să fie fiat, tipo sau similar și de regulă le explici și care sunt alternativele. Și atunci ei spun, A, păi dacă, pf, dacă, nu e fix fiat, tipo, eu pentru ce plătesc? Eu nu vreau mașină în clasă, eu vreau chiar fiat, tipo. Și explici, mă, chiar dacă am 50 de fiat, tipo, există posibilitatea, ei nu o să fie liber toți. Că, again, 90% o să fie gradul de ocupare. O să fie liber doi în ziua respectivă. Unul vine cu o da. ruptă, unul nu vine deloc. Da. Primești următoarea clasă. Nu că vreau fi tipo. atunci știi ce fac? Se duc pe site-urile de anunțuri și închirează niște mașini care arată așa. E, mi arăt conversația cu băiatul ăla? Îți și conversația. arată -ne. Dar hai să-ți arăt întâi. Cum Ia arată... Ră răstornă pe o parte care nu ca să fie pe așa. Și închirează așa ceva. Ce ai observat? Asta este un capac de... Uite cum are învelopele. E pe slicuri. Exact. Asta e mașină de circuit. Exact. Da? <laughs> Și oamenii zic, mamă, ce deal fantastic am făcut, am închiriat o mașină fără acte. Fără acte. Păi da, complet nefiscalizat, de pe site-uri de anunțuri, de la persoane fizice. Lovești mașina asta și după aia la de la care ai închiriat o să zic că ți-a dat-o gratis și o să-i plătești toată dauna. Cum adică ți-a dat-o gratis? A, ah, ți-a dat-o comodat. Exact. Deci se practică și asta? Evident. Dar ce hârtie faci cu el când o iei? Faci un contract. Faci un contract și el spune, da, domn, am făcut contract, dar nu-ți bon fiscal niciodată nu închiria o mașină fără bon fiscal. Regula numărul 1. Pentru că există riscul în cază în daună să plece împotriva tastă chemie în exact. instanță. Exact. Și, și există mult mai multe riscuri. De exemplu, polițele de RCA au clauză de rentăcare. Și polițele CASCO. Există riscul că asiguratorul să nu plătească nimic dacă se prinde că voi ați făcut o închiriere nefiscalizată. Asta avea cel puțin 150.000. Așa arată, da? Hai să vedem. Însă. Toți kilometri cu anvelopele astea. Băi, apropo de asta cu, cu, roata, aveam mai devreme o poză tu cu cineva care a venit cu mașina să o livreze pe jantă, direct. Nu, e și mai tare povestea. Plângerea era aici. Așa. Asta era, da? Și aici discuția. Nu era. cum arată Nu cred. Da, și discuția aici era că de ce mașina are rezervă și are kit de pană, că kitul de pană apare nu funcționează pentru tipul ăsta de daună. Ce, ce a, făcut aici? A spart janta, efectiv. A lovit un sângeratoriu. O margine într-un sens giratoriu. O margine într-un sens giratoriu. Da. Și sunt foarte multe daune. Uite. Și a, sun a sunat să facă scandal că nu merge chitul de pană? Exact. Asta e mașina pe care ai văzut-o în capul de pod mai devreme, despre care vorbeam noi. Da. Bă, noroc cu mașina, că i-a salvat asta, zic că poate, Dar poate era important ce aveau ei de făcut acolo pe Instagram. Istoric vorbind, sunt foarte puține accidente cu pierderi de vieți oameni și la auto. Pentru că mașinile sunt foarte noi. Și cred că oamenii s-au prins de chestia asta și au început să-și forțeze norocul. Și chestia asta se va schimba, să știm viitor, din păcate. Adică? Pe măsură ce clienții compară mașinile ca pe produse da? și spun, nu mi-au dat logan de aici, că e 28 de euro și mi-au de aici, că e 27,2, fără să le pese de calitatea serviciului, Furnizorii de servicii de închiriere auto vor fi tentați să ofere și deja fac asta, să ofere un preț din ce în ce mai mic cu mașini din ce în ce mai vechi. Replica numărul 1 a clientilor. Păi, e da normal, nu? Prețul. Dacă tu hotă hotărâi doar pe preț. Da, decizia începe să se formeze exclusiv pe preț. Sunt foarte mulți clienți care spun, nu-mi pasă de mașină, poate să fie oricât de veche în orice stare, dar vreau să fie mai ieftină cu un euro. Unele firme nu vor ceda și vor spune, ok, eu am niște standarde de siguranță, trei ani au toate. Dar multe firme vor ceda și vor păstra mașinile în flotă în loc de 3 în 5 ani. Deja începe să se întâmple. Dar au voie? Da. Deci noi practic vedeam, vedem, acum încă mașini relativ noi la rentă car pentru că are sens din punct de vedere business. Exact. Dar ne ducem către piața din Cipru, către piața din insule din Spania unde mașinile sunt foarte vechi. Da. Către Grecia, ca un exemplu. Am pățit eu în uh, Malaga, unde am luat o mașină, nu mergea aerul condiționat, abia am tras de ea. Ai direcția Zipra, în care ai direcția în care ne ducem. Ne ducem în direcția unde, de exemplu, la Reishering, toate mașinile să fie mizerabile. Da, sunt. Nu poți efectiv să le speli. Ca și capacitate, trebuie să ai 30 de oameni să le spele, nu mai să le ducă la spălat. Eu mă uit la firmele Firmele de închiriere auto, au început să ia oameni din India, din Pakistan, din Nigeria, din. Serios? Da, că pe posturi de spălătorie auto. Pentru că nu fac față. Au, știu, firma de închiriere are patru posturi de spălări. Asta fac. Sunt echipaje de spălare 24 cu 7. Gândește la ce costuri sunt. Deci stai puțin. Firme de rentă car ca să poată să păstreze serviciu, să țină mașinile acolo. Exact. Nu se pot duce la spălătorii. Corect. Și-au și făcut propriile spălătorii. Corect. Păi se pare normal. Problema știi care Toate chestiile astea sunt extra costuri. Extra costuri din daune, extra costuri din spălări, extra costuri wow. din toate. Care încep să simtă în preț. Și să știi că România, ca și prețuri, noi operăm în mai multe țări. Și văd prețurile destul de, timp okay. destul de omogen. Există mitul ăsta că la noi mașinile de închiriere sunt scumpe. Unit. De ce? Serviciul de închiriere auto care se vinde în România predominant e serviciul cu garanție micuță, 250 de euro, 300 de euro, că nimeni nu vrea să blocheze 2000 pe card. Serviciul care se vinde în străinătate e un serviciu cu 2000 depozit blocat pe credit, dacă se întâmplă ceva plătești. Da. Și atunci în România costul e upfront, e la început când iei mașina. Da? Da. Iar în străinătate costul e la final. Sau la ghișeu când cumperi produsul asigurare. Dar nu am riscul că dacă eu sunt uh, safe. Da, eu eu n-am mai dus o mașină lovită la asigurări de foarte multă vreme. Am avut și eu incidente uh -huh. că am condus destul de multe, da? Azi zic eu că sunt destul de safe și vreau să iau o mașină de la rentăcar. Uh -huh. Dacă iau o mașină de la rentăcar, am posibilitatea în România să iau cu uh, de, depozit mare. Ai posibilitatea. Ca dar, să o iau mai ieftin. Dar ce se va întâmpla acolo? Și mai important decât lucrul ăsta, aș aș vrut să știu că există și un fel de credit score așa de obrază. Adică dacă n-am mai făcut daune, măcar să există baza aia de date de care te-am întrebat data trecută. De bon. ce nu vă faceți, băi nene? Pentru că nu-i permis de lege, în primul rând. E, da. Dar poți să faci tu internă. Da, și firmele își fac, să știi că, uite, în Marea Britanie, de exemplu, unde e cea mai mare asociație din lume, unește o mie de firme, se numește BVRLA sau ceva de genul, uh, fac schimb de date anonimizate ale clienților, gen hash-uri numelui. Da? Ok. Nu poți să o publice și pe internet. Tu nu știi decât dacă e în nume, pe baza hash-ului, respectă toate normele GDPR. Problema cu chestia asta există. Știi cât e profitabilitatea medie în industria rentacării din România? Cât aici e? Okay? Ar trebui să bată inflația, un minim de 15%. 100%. Este între 5 și 7,5%, în toată Europa media. Este razor Thin. Este cea mai competitivă industrie. Dacă iei toate firmele. Păi, de, de, de ce, de ce să te apuci de, de așa ceva? Pentru că businessul nu e la. Businessul e businessul de autorulate în general viața a doua mașini. Da. Și businessul de fapt, știi de ce avem noi în România încă servicii de rentăcar? Mm. Avem în România servicii de rentăcar datorită clienților persoane juridice. Dacă mâine toți clienții persoane juridice de rentăcar din România n-ar mai exista, n-ar mai exista nicio mașină închiriată peste noapte. Cum așa? O să-ți explic. Majoritatea companiilor mari au cam 60% din business pe clienții corporate firme care își închiriază mașini pe un an, 2, 3, 6 luni, 3 luni și așa mai departe, pe termen lung. Astea nu sunt contracte fantastic de profitabile, dar sunt contracte fără daune și super predictibile. Știi că ai băga mașina la cineva, exact. firma respectivă o bagă pe costuri, pe servicii, exact. toată lumea câștigă Complet din chestia asta. deductibilă, firma are o mașină nouă și așa mai departe. Businessul de rent car normal este un business care se face deseori cu aceleași mașini care au timp morți la foarte multe firme, sau cu flote micuțe pe care ei sunt obligați contractual să le țină ca mașini de replacement pentru contractele cu persoanele juridice. Ma. Și atunci, firmele vor să aibă cât mai mulți clienți persoane juridice în portofoliu, ei se obligă să ofere niște zile de replacement și au, nu știu, 100 de mașini în plus, mașini pe care le închirează și cu ziua. Tu te că băieții care pocnesc semințe în Mercedes când înjură ei corporațiile... Exact, uită. Uită că ei se dau cu mașina pe banii corporațiilor care plătesc la timp și corect și nu fac daune. Exact. Dacă multinaționale n-ar exista în România, serviciul ăsta ar fi prin acoperiș de scump. Pentru că ar trebui să ai mașini doar pentru clienți persoane fizice cu daunalitate foarte mare. Mai apare un efect. Când ai clienți persoane juridice în portofoliu, 50-50 au ca majoritatea firmelor, da, jumătate-jumătate, Dispersia daunelor e cu totul alta. Pentru că ai într-adevăr daunalitate de nu știu 10%, 20% pe mașină de retail, dar reprezintă de fapt 50% din toate. La discuția anterioară, când ne-am văzut, am vorbit despre de ce e important să avem mașini de rentăcar. Și le reamintesc celor care ne urmăresc că în cea mai mare parte a timpului o mașină stă. Corect dacă suntem absolut onești cu noi, cu timpul nostru, cu banii noștri, o să ne dăm seama că cei mai mulți dintre noi care ne cumpărăm mașină, dacă nu facem navetă zilnică, cel mai probabil uh, plătim ca să ținem o mașină care să stea. Da? O mașină care, un orășean, spre exemplu, care nu face naveta în afara orașului, rar, rar, rar sare de 10.000 de km pe an. Dacă nu faci minim, cât am făcut noi calcul, era undeva 30-60 de mii pe Ce an. Ceva de genul. Dacă nu faci între 30 și 60 de mii de kilometri pe an, abia la 60 de mii de kilometri pe an, dacă mergi cu mașina ta, merită să ai mașina ta. În rest, merită să închiriezi. Deci, din nou, am reîncălzit ideea asta. Vedeți, primul episod, e a, e a treia oară când zic, ca să aveți tot contextul. Da? Dacă mai bine vă ce vede, de la început și apoi veniți aici. Dacă ca să înțelegeți de ce insistăm noi, de ce avem nevoie de rentăcar, pentru că e vorba, până la urmă, de banii noștri. Avem cu toții nevoie de mașini disponibile, bune, la niște prețuri decente, la rentăcar, pentru că nu toți ar trebui să avem propria noastră mașină. Vrei să ne ducem în negura timpurilor unde nu mai poți să iei o mașină de pe stradă și să te plimbi cu ea că îți face plăcere? Uite de ce frumos e acum cu mașina asta pe stradă. Ui, te plin cu ea, te duci de acolo, te duci la mall, să faci cumpărături, o lași înapoi, îți iei o mașină, trei zile, vrei să te duci cu un BMW la mare. Da? Să te premiezi pe tine însuți. Vrei să vezi cum ar fi să te duci cu o mașină de 100.000 de euro. Eu așa am dus un prieten la munte cu un Audi uh, A6 cu echipa, uh, echipat competition. Măcar și-a seama după plimbarea asta că nu trebuie. Nu, dar știi, E o chestie frumoasă. Să-și o cumpere. Dar e vorba de Ovidiu. Și pe așa o Tesla. <laughs> Dar măcar, măcar ne-am dat pe, pe mașina cuiva. Și e o chestie frumoasă. Vrei să te duci la munte. Ninge frumos afară. Vrei să te duci la munte. Să vezi cum e cu un X5. Te duci o zi. Poate de o zi ai avut bani. E ok. Și aici nu fac reclamă unei firme, că ai văzut un an, dar niciun da, nu e da, de firmă. Nu, nu, aici tu vorbești de plăcere. Eu vorbesc de nevoie. E și o nevoie. Dar sunt o... oameni, cum zici tu, că ai zis o grămadă de povești de genul ăsta, cu oameni care vin pe aeroport și te să într-o mașină să ajungă acasă la familie. Da, despre asta e vorba. În creierii nopții. Și care n-au altă soluție. Sau care au soluții cu maxi taxi și cu microbuse de aici sunt cinci în familie. Știi, uite, să-ți dau un exemplu. Noi avem foarte, foarte mulți, foarte mulți clienți celebri gen, că din top 300 capital, că foști președinți, foști miniștri, impecabil. Pe Loganuri, unii dintre ei. Da? Și apoi avem un client care face 12 daune pe singura singură mașină. Vrei să-ți arăt? Ai, ai, pus o întrebare data trecută și te știi că ai regretat super mult că nu ți-am răspuns așa foarte bulet la ea. Sunt românii clienți groaznici? Culmea, nu datorită daunelor. Dar din ce cauză? Datorită percepției. Și o să-ți să arăt exact la ce mă refer. Hai să vorbim așadar despre Adevăratul motiv pentru care ne vedem astăzi, dincolo de daune, că să vi <coughs> l-am arătat că sunt, eram convins că o să vreți să vă uitați la ele, pentru că e, e, avem această șadă în froide, ne place să vedem ce-au pățit alții, da. dar hai să vă arătăm un pic de ceva de caracter și să vedeți acolo unde se freacă caracterul, uh, nesimțirea de niște oameni care trebuie să încaseze. Când ofer servicii populației, orice serviciu oferi, că vinzi înghețată la colț de stradă, cumva ai mândria asta de oferi cel mai bun serviciu, știi? Și cumva încerci să pui așa suflet și pasiune. Și după aia îmi spune George, știi, dar de ce sunt oamenii când ajung la ghiceu mereu supărați? Hai să vedem de ce sunt mereu supărați. Hai. Hai să vedem așadar, să vă dăm motive să fiți un pic mai... Dar mai bine să vedem înainte. Da. O să iau un client mulțumit prima dată. Bine. Să vedem ce mesaj de un client mulțumit. <laughs> da. Acum, ca să vă dați seama, Emil s-a pregătit pentru asta. De data asta, da. Uh, dai voi să le citesc? Uite, Absolut. Eu, eu, să încerc să intru în pielea personajului. Păi bă, p Cum am primit noi golf pe rezervare de Iaris? Mulțumesc mult, bă, în m***i Eu super mulțumit sunt. Eu când am citit mesajul ăsta, eu l-am primit. Când l-am citit prima dată, nu înțelegeam ce a primit, că știam că mutasem rezervarea respectivă între mașini și eram de cei nemulțumit. Deci el a primit golf după ce a prezervat Iaris și a trimis în Mătii exact. de super mulțumit ce el. Exact. Alta. Intră și întreabă pe site ce mașini libere avem. El nu și, e client. Și nu am întrebat ce mașini ai liber. Asta că începem început mai devreme discuția, nu? Nu, nu, nu. Sunt clienți diferiți. Fiecare e un client a, diferit. Și nu am întrebat ce mașini ai libere. După fiecare închiriere mai multe mașini. Sugi nu am cum să știu. practic, el voia să știe ce mașini sunt libere fără să ne ofere datele. Și noi spunem, dă-ne data, a început și data de sfârșit și spune. A, Păi începutul este o f***** Vă pot ajuta? O vreau pe mă Point blank. Discuție. Client nou. E sigur că... nu copii. Noi îi meciuim cu clienții reali în cele din urmă. Ok. Da. Deci nu era un copil. Nu. Toți sunt clienți. Sunt oameni normali. Mulțumesc. Cât fac? 2 plus 2. Ăsta, de exemplu, era convins că vorbește cu un robot. Și i-a răspuns cineva ca și un robot. Aaaa. Cineva i-a răspuns patru, știi? Deci să înțeleg că aveți deja rezervarea la noi. Sunt su la cu Tom Măti. Da? Pe măta. Hai, că avem, avem, o discuție cu audio. Nu ne poți da mesaj audio, nu? Nu, din păcate. GDPR-ul, știi? Da. Ar fi senzațional însă. Deci, nu, o, 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 citesc cum a scris-o, Devi De mașina hoiai de la aeroport, cheme o aduceți voi mai ieftină de 434. 434. Să nu întrebări. <fie> <fie> Scuza mă. 150 garantia că dacă nu se întâmplă nimic, o să ai am înapoi. Dacă ar fi mai ieftin, ar fi mai bine doar să fie revizionată. Cum vă plătesc la terminal în aeroport? mă că nu e așa greu. S-a înțeles. S-a înțeles. <coughs> Asta e senzațional. Pentru a vă putea face o ofertă, trebuie să verific la fix ce mașini ar fi liberă în sistem. Mă puteți ajuta, vă rog, cu data și mai ales ora de ridicare, data și ora de returnare, locul de ridicare al mașinii, vârsta șoferului. Simplu. Și. Le scrie pe hârtie și ne trimite poza. De pe data de 18 octombrie, ora 10. Și ne dă toate celelalte datele unde am vrut radio, că erau și nume și așa mai departe. Deci l a scris pe o bucată de hârtie... hârtie. Și a pozat hârtia. Mă simt ca Celentano după ce am descoperit uh, viteza luminii. Facem, corect, fă bronarea. Tramite să am calculul și mi trebuie să am net pe drum, căci se ameli pe GPS. <laughs> Ai vrut dubiu sau e clar? Am înțeles tot. Hai, cine n-a înțeles, n-are ce căuta aici. Hai, nu vă traducem, n-aveți nevoie. Asta e din nou genială. Două zile, București, 8.00, returul, 8.00.2830.8.00. Hai că e clar. Nu înțeleg nimic. Ziua 28.30, ora 8.00. Da, scuze, sunt la masă. Care este prețul? Returnare 30800. Să poate, vă rog să spui care este prețul. Discuție de la miezul nopții, da? Dacă te uiți cu atenție pe Da. A. Deci, agenții încercau să răspundă la întrebări la miezul nopții și nu înțelegeau perioada. Da, da, ziua 28 a, de pe 28 până pe 30 ca date. La ora 8. Returnare, ai un CV că ești angajat. Returnare pe data de 30. Dacă ai un CV să știi că te angajăm. Nu, no, n-am ața neuroni disponibil, <laughs> îmi pare rău. Nu, nu, eu am tot respectul pentru oamenii care pot face uh, job-ul ăsta. Cred că să plăti, sper că sunt plătiți bine. Știi? Că și ei, practic, știi? devin partea a business nu? Da, problema e în altă parte, însă să știi că încep să cedeze psihic. Adică, inclusiv eu, de exemplu, înainte de pandemie, ajunsesem la un moment când văzusem discuțiile și șantajele și chestiile încât am zis de un milion de ori, de ce mai facem noi asta în România, suntem în atâta Băi, asta cu șantajele. Trebuie să vorbim de ea. O să-ți arăt. Alex has joined the chat. Perfect. Ce mi l-ați folosit? Personal. Are tot sensul din lume. Deci, cit voi costa pin pe 16.00. 68 plus 34 egal 112. Nu. Nu. <laughs> Și îi răspunde agentul. 126 costă. Dar de ce? Bine, cât costă pe zi? 84 dacă e 2 zile cu garanție 0, 126 dacă e 3 zile cu garanție 0. Simplu, deci vezi cât de simple pusă problema. Da, da, 68 plus 34, eu cred că omul ăsta face, nu a afaceri de succes acolo unde se duce Știi în lui. ce fac de fapt? E un truc aici. Foarte mulți clienți fac următorul lucru uh, și ăsta este motivul pentru care nu mai confirmăm nimic pe telefon, doar înscris. Mail, WhatsApp, SMS, whatever, niciodată pe telefon. Clienții români fac următorul lucru. Tu le spui așa, mașina costă 400 de euro produsul 0 depozit costă 100 de euro. Și spun perfect, rămâne 376. La ridicarea mașinii arată conversația. Și spun, uite, mi-a spus 376. O să-ți dau un exemplu interesant legat de chestia asta. Un client spune, accept condițiile de închiriere, confirm comanda pe mail, da? De enter, două pagini de enter și la final spune, doar că am 18 ani. Agentul nu mai derulează trei pagini și spune, ok, vă așteptăm în aeroport. Și atunci când se prezintă în aeroport, spune, dar eu am anunțat că am 18 ani. Uitați aici. Apropo și de chestia asta, în, în chestia asta și clienții greșesc și firmele greșesc. Hai să zicem, de ce e importantă chestia asta cu 18 ani și cu 25. Sunt limite, mi se pare. da, sunt limite impuse de asiguratori, diferă de la mașină la mașină. Pentru că pur și simplu ai de 18 ani fac daune de mai des. Exact. Uite, hai să le dăm un sfat celor care se uită. Încercați pe cât posibil, niciodată să nu confirmați o rezervare pe telefon. Pentru că sunt, din păcate, foarte multe firme care vă vor spune o chestie pe telefon și nu veți avea cum să o probați niciodată. Așa este. De ce? Trebuie să aveți totul înscris. Că e prin mail, că e prin WhatsApp, că e prin SMS. Nu contează, dar confirmarea trebuie să fie înscris. Orice informație pe care o primiți prin telefon e o informație care în sine nu prea are valoare. Eu cred că în momentul în care o să trezească cineva din industria blockchain-ului, nu, nu știu, poate de la ele Elron, să facă un sistem de rentă car, înscris în blockchain. Am rezervat, e înscris acolo. N-ai cum să schimbi. Și totuși o să vezi ce fac clienții. Ajungem și acolo. <coughs> Bine. Mai muță. Mulțumesc mult. Nu mă încântă ideea de Toyota și hibrid. Ce se întâmplă aici, de fapt? Majoritatea clienților sunt convinși că hibrizii sunt, de fapt, mașini electrice. Complet. Da. Și atunci, refuză mașini hibrid. Primea, să zicem, pe un logan, primea Avensis hibrid. Uh, da. Mașina pe care o refuza pentru că nu înțelegea că nu e electrică. Sunt clienți care, de exemplu, reclamă că mașinile Mild Hybrid nu au gaură de încărcare. Și lasă sute de review-uri negative peste tot. Că n-au găsit gaură de încărcare. Nu cred. La Mild Hybrid. Da. Și atunci agenții le spun, mă, e mild, se încarcă atunci când frânezi, se încarcă, se încarcă dinamic. Nu că nu e adevărat. Și am avut un caz super simpatic, am un coleg Au genial. Unul, cu... da. Te rog, povestește. Am un coleg genial și un client răsase zeci de review-uri cu nume false pe tot internetul, că de ce nu avea mașina gaură de încărcare. Și colegul meu îi spune, aveți telefon mobil? Da. Păi se încarcă wireless telefonul, nu? Îl puneți, se încarcă wireless. Și clientul spune, da, uite așa e și, și la unele mașini, Le parcați pe locul albastru de încărcare sau verde, se încarcă wireless și aștept toate în instantaneu. Hai să-ți mai dau un exemplu și mai simpatic. Genial! Hai să-ți mai dau un exemplu și mai simpatic. Asta e un exemplu... Uh... Nu, dar ăla cu frânarea în parcare. Da, ăla, ăla, ăla Dumnezeu. Dumnezeu. Să în parcarea de la aeroport Otopeni și mă duc să văd cum decurg anumite închirieri prin sondaj. Și stau în parcare și văd o mașină închiriată de la noi, o mașină hibridă, Toyota hibridă. Clientul accelera, accelera frână. Clientul accelera, accelera frâna. Știi, în parcare. Și zic, mă, Asta e clientul nostru. Ce Dumnezeu face? Mă gândeam că testează mașina, dar văd, aveți zi de retur, nu de ridicare. Că dacă ar fi făcut asta la ridicare, ziceam, poate o testează, poate e frică, nu țin frânele. Și mă duc la el și zic, nu vă spărați, știți, asta e o mașină închiriată prin noi, ce faceți concret? Și îmi spune, păi am returnare astăzi. Și zic, ok, și de ce nu o returnați? Păi să vă explic. Eu am la mașina asta o garanție de 250 de euro. Agentul mi-a spus că îmi dă garanția înapoi, doar dacă îi aduc mașina în aceea stare în care am luat-o. Adică alimentată și cu plinul făcut. Eu de alimentat am alimentat-o. Acum încarc hibridul. Avea un bidon de 2 litri de benzină. Da? Astfel încât dacă îi scade carburantul, să încarce carburantul și făcea asta cu frânarea că îi spusese colegii mei din call center că mașina se încarcă atunci când frânează și el trebuia să o ducă la 86% cât pozase el acolo că avea când a luat-o. Bateria de la... Exact. Hibrid. Și atunci... Era un iar nu? Da. Accelera, frâna, acelera frâna. Păi de, de la, la, accelerarea folosește bateria. Obviously. Da? El tot făcea chestia asta, nu, nu vedea niciun efect. Era chiar supărat că de ce nu funcționează. Un alt caz. Iar isurile... Apropo, pentru cei care vor să mai repete experimentul, mai ales Toyotele folosesc mai ales bateria, partea electrică, la demaraj. Degeaba poți să frânezi tu. Oricum, da, am explicat chestia asta. Nu ai cum să încarci o mașină doar frânând. Na, e imposibil, trebuie să stai în vârful muntelui să vii cu frâna la vale. Unele din mașinile astea sunt super inteligente. De exemplu, tot pe Toyota există un mecanism unde chiar dacă pui mașina în drive, mașina nu pleacă și spune nepregătit pentru rulare în bord, dacă nu ai centura de siguranță pusă. E, client intră în benzinărie, da? alimentează mașina, toate bune și frumoase, se duce să plătească, se întoarce la mașină, mașina nu mai pornește, ne sună. Ce să facem? Îl ajutăm nu o să-i dăm numărul furnizorului să stea două ore în hold. Încercăm să-l ajutăm. Și ne întrebăm, mai am cu carburantul corect? Da, dă-ne o poză să vedem. Ne dă poză tot ok. Încercăm noi să-l ajutăm, îl punem să facă poze în mașină, îl punem tot, ne întreabă. Îl întrebăm, porși într-o Ne-a trecut prin cap că am văzut ce înseamnă în pentru pornire. da, în centura pusă. Ok, ce se întâmplă? Se duce furnizorul undeva pe la chitila printr-o benzinărie să găsească mașina. Ce se întâmpla? Evident, avea centura pusă prin spatele scaunului, da, el când încerca să pornească mașina, mașina nu pornea pentru că nu stătea ca lumea pe scaun. El încerca să o, pornea, a încerca să o pornească fără centură, nu mai să pune centura pe centura, de el nu mai stă pe scaun, încerca pur și simplu să o pornească. Toate bune și frumoase, iar arată agenții, pune, să, pun, să pună centura, cum să nu știu ce, zeci de review negative, că el de ce e obligat să conducă mașina asta cu centura pusă? Cine mai conduce în ziua de azi cu centura? Nu cred asta. Da? Și uite, asta e o altă chestie. Clienții lasă review-uri cu nume false. După care ce fac? Îți spun eu, își șer bani. Ei, despre asta trebuie să mai vorbim. Și să mai, vedem mai, și mai citim câteva comentarii ca să vedeți unde ajungem în uh, străfundurile uh, psihologiei clientului român. Întrăm <laughs> până în străfund. Bună, am primit oferta. Nu prea mă avantajează că e hybrid. Mă gândesc că îmi e și diferit. Nici o șansă să găsim o Dacia Logan? Acea speță de care vorbeam. Speță de mai devreme. Eu am semnat și am plecat de aeroport repede că se întârziase 1.30, iar când am ajuns la munte m-am uitat la contul din bancă și am văzut că mi-au luat 300 de euro. Garanția. Dacă îmi fac vreo măgărie, le aduc mașina zop, că eu nu sunt un gugu, știu să mă țepuiască ăștia mai ceva ca taximetriștii. Și reține, noi suntem cei care apărăm clientul, pentru că din postura noastră clientul e asetul. Păi da, păi nu, clientul este stăpânul nostru, Emil. Știi câți clienți refuzăm? Câți? Hai să-ți dau o cifră. Prea, prea, mulți. Deci, să presupunem că într-o zi, să presupunem că într -o zi am primit 100 de cereri de închiriere, ca să nu dau un număr exact. Câte refuzăm point blank, pentru că pur și simplu nu ne înțelegem sau nu există valori de așa natură să nu putem știu. să le încredințăm o mașină? 80. 80%? Da. Îți arăt concret pe CRM. Deci 4 din 5 care vin la Teșghia acolo nu S pot fi serviți. Nu. Care Vre, încearcă să-și facă... Noi refuzăm din faza de rezervare online. Ah, deci tu ai vrea să hmm. iei banii, dar nu poți să iei banii... Pentru că știi cu siguranță va decurge rău. Adică nu vă înțelegeți pe niște chestii fundamentale. Cum, cum ar spui? fi? Limba română. Cum ar fi limba română sau cum ar fi perioada de închiriere. Tu întrebi de 8 ori. 68 plus 34. De când, până când aveți nevoie de o mașină și el îți răspunde Logan. Tu întrebi, ok, și din ce oraș? Și el îți răspunde, păi nu mai zic Logan. Adică pur și simplu nu, nu, vă înțelegeți. Sau sunt clienți cu probleme. Avem un roboțel care face, să zic așa, o scanare a clientului și ne spune unele lucruri, da? Și care găsește niște situații absolut halucinante. Da? Aici nu pot să-ți dau mai multe detalii, dar ideea este că din 100 de clienți, din momentul rezervării, 80 sunt respinși pentru că vorbesc curit, pentru că ne spun, auzi, am și o nevoie de piese de pe o mașină. Uh, nu ne înțelegem, vă dau și 300 de euro și îmi dați și mie mașina, trebuie să-mi garantați că asta e. Hai să mai spun o chestie. Știi de ce în România niciodată o mașină scumpă sau o firmă inteligentă o să încerce să nu-ți dea mașina pe care ai rezervat-o intenționat? Ca să nu fur piese. Exact. Da, dar nu e adevărată chestia aia că piesele sunt marcate? Există chestii mult mai deștepte. O să le spun după emisiune, mult mai deștepte și Eu, sunt prinși. E mai cam da, mai am <sus> că piesele astea erau marcate cu un cod unic și că le găsești, lei urma. Găsești mașinile și te prinzi foarte ușor dacă cineva ți-a piese de pe mașină. Sunt proceduri, sunt SOP-uri, de exemplu, gândește ca un SOP, adică un Standard Operating Procedure al unui firme de un, un, manual, da? Poate să aibă o mie de pagini. Da? Sunt manuale prin străinătate care spun așa, dacă clientul George Buhnici vine în soție de soție și are o rezervare pe clasa C, îi spui asta. Dacă clientul vine în soție de soție și un copil, îi spui asta. Dacă vine în soție de soție și doi copii, îi spui asta. Păi noi ai nevoie de prea multe imaginații la tăjghiat, tu să vinzi. Exact. Și atunci ei vin pe niște reguli, ca să spun așa. Și chestia asta, uh, ei sunt aroganți pentru că li se întâmplă tot felul de scenarii care schimbă poziția de negociere. Ți-aș da un exemplu, dar mă crezi că nu știu cum să ți-l explic, astfel încât să fie decent pe post? Hmm. Un client ajunge... Dacă Daniel, da. Un client ajunge să ridice mașina de închiriere, după ce i s-a spus prin SMS, prin WhatsApp, prin mail că trebuie să aibă card. La fața locului vine să plătească cash. Plata cash un risc măcar să ai un card revolut, un card de debit, orice card, dar să nu fie cash. Plata cash este un risc pentru firmă, pentru că agentul la care la final de zi 20.000 de euro în buzunar poate să se urce într-un avion să-ți plece, caz concret întâmplat de foarte multe ori în industrie, mm. da? că omul are toate garanțiile și încasările dacă încasează cash. Deci sunt cazuri în care și la rentăcar să angajează oameni pe picior de fugă. Absolut, da? De asta nu se lucrează cu cash. Nu se lucrează cu cash al doilea motiv, pentru că cash este complicat de manageria și de stocat. Și este scump de mutat. Da. Îți și trebuie safe, trebuie firma discant. de bani. Da. Ăsta e motivul pentru care nici asta, în principiu, nici o fără evaziune. Totul se încasează cu cardul. Da. Adică totul e super transparent. în Și nu se încasează cash pentru că primești după aia un SMS de la client, vă rog să vă luați mașina de la coordonatele 45 cu 29. Da, din comuna, nu știu cum. Așa măcar e o verificare de bază că el e la din acte atunci când fură buletinul și permisul cuiva și vine să închireze cu ele, măcar știi că pe bon îți iese numele lui. Și s-a întâmplat nu dată ca pe bonul de la card se iasă un alt nume față de numele de pe card. În sensul că au recolantat cardul. Da? Recolantat cardul. Da. Deci, simplu de tot. Bun, acum. Și tocmai de aceea firme de rentă car cer ca card. la închiriere să ai card pe același nume ca Correct. al șoferului. Ca numele șoferului principal. Pentru că pot exista cazuri în care tu, George Buchnici și prietenul tău veni să închiriați o mașină sau soția ta, da? Ei mașina, plătești, după care ea își dă chargeback pentru că spune că nu te-a autorizat pe tine să plătești cu cardul ei. Uh -huh. Și ea n-a nimic, per se. Da? Deci trebuie să fie cardul pe numele șoferului principal Dacă Că el șofer, a semnat Exact, că el a semnat Dacă sunt șoferi adiționali, tot să fie trecut în contract Ok, hai să avansăm că nu mai avem foarte mult timp Ne-am lungit iarăși ca de obicei Mai am câteva mesaje pe care trebuie să le citesc Să-mi fac vocea Dăm un pic context întâi <coughs> Asta e o amenințare tipică De exemplu, clientul sună de mai multe ori că vrea reducere Agentul îi spune mă Asta e cota de reducere pe care ți-o pot da pe istoricul tău, ăștia bani. Clientul continuă să sune, continuă să sune că vrea reducere, continuă să sune. Sună de un ori. Agentul îi spune, vă rog frumos să nebunesc, nu mă mai sunați, îmi ies din minți. Gata, nu mă mai sunați, v-am spus, ăsta e procentul, dacă vreți bine, dacă nu vreți bine. Nu îi poate bloca numărul, nu are cum. Păi nu, că sună de pe alte numere. Am un exemplu cu, cu biserica absolut senzațional, dar nu o să-l crede nimeni dacă îl spunem, dar rupem internetul în două. Hai să asta. Rupem, bagă. Un client sună, bună ziua, aveți mașină în comuna Sângeorgiu? Noi nu știam unde e pe hartă. Îi spunem, nu, avem doar în orașe mari. Dar a luat un prieten de-al meu și o are pe aici, în comună, și a luat de la voi. Mie de ce nu dați? Păi nu avem de acolo, poate a luat din aeroport și a dus-o în comuna dumneavoastră. Bine. Trec 5 minute, sună la număr, de fix. Mașină din comuna Sângeorgiu Georgiu mare aveți? Colegii mei deja râdeau că e megalopolis comuna asta, de sună de unul după altul. Sună următorul mașină în Comuna Sângeorgiu George Mare aveți? Că eu vreau mașină de acolo. Și la un moment dat le spunem, nu mai sunați de pe numere diferite, că interesul nostru e să vă închiriem, dacă așa, aș avea, da v-aș da-o. Trec 12 telefoane de-astea, 15 telefoane de-astea, Comuna Sângeorgiu, George, după numere diferite. Oamenii erau convinși că avem, dar nu vrem să le dăm. Ca asta faci când ai un bun de închiriat, la ascunzi, ca să nu, nu faci bani, da? Deci tu treci din închiriat, dar la ascunzi. Bun. Și în cele din urmă ajunge telefonul la un coleg de al meu genial, care spune, dar bineînțeles, cum să nu avem mașină în comuna asta. E centru mare de închiriere la dumneavoastră deschide Google Maps, absolut omul era turbat, știi? Și spune, fiți atent cum faceți. Dumneavoastră unde sunteți? Până în pod sau după pod? El era cu Google Maps în față. Spune clientul, până în pod. Păi unde? Pe lângă magazin? Da, pe lângă Prodimpex ăsta. Perfect, fiți atent cum faceți. Mergeți un kilometru, știți podul mare, da? El pe Google Maps. Perfect. După pod, vedeți că e biserica partea stângă. Intrați în curte, vedeți că părintele are centrul de închiriere auto. Și spuneți, și acum vă înțelegeți cu el, nu prea vrea să închireze mașinile. Dacă îi faceți o ofertă bună, s-ar putea să accepte. Bun, se termină telefoanele. Îi zic, bă, nu trebuia să faci asta, e o chestie aiurea, ne mai sunau de 50 de ore, asta era. Dar de ce nu mai sună? Că s-au prins oamenii, că na, s-au prins la un moment dat când... Trec 15 minute, sună numărul la de nou, zic că o luăm nu că nu se mai poate. Vă mulțumim, am rezolvat. Cum ați rezolvat? Păi ne-am dus la părinte, am spus că venim de Marea Britanie, I-am zis să ne da mașina închiriată, că nu Nu i-am zis că știm care, că mai da și la alții. I-am făcut o ofertă de 50 de lire. El a zis că e puțin, nu i-am dat 100 și în cele din urmă a dat-o. Moment în care toți eram pe jos. Îți dai seama, adică. Tu, îți dai seama cum s-au dus ei 5. Tu îți dai cum s dus ei la biserică să ia mașina. Bă, și... au luat-o. Auzi, dacă erau nemți, nu reușeau. Deci, fiați, vă citesc. Pe pagina oficială este program de lucru. Ați ascultat vocalele care mi le-a trimis colegul dumneavoastră? Să vedeți cine a început, cum își permite el să-mi zică că îl scot din minți, că îi spun că doresc asigurare pe zi la mașină și nu vede sensul și nu. V-am amintit că v-am spus că lucrurile nu rămân așa. Dacă ați fi mai deștept, ați fi căutat cine mm -hmm. sunt, așa ca idee că tot faceți drumul la aeroport, poate vă sună cineva. Cu numele? Și dă numele unui oficial care lucrează acolo, știi? Deci v-a amenințat că nu-i dați mașină, că știe el pe cineva. Da, și după care ne-a sunat să ne spună cine e persoana respectivă și cum nu o să mai închirem noi mașini niciodată, că persoana respectivă e rudă cu el. Revin cu detalii. Am recuperat de mașina. Rentacar. Am recuperat mașina accidentată cu tot cu el. Când am întrebat de ce toată nebunia asta și să plătească, a spus să aștept puțin, s-a căutat rucsac, a scos un cuțit, l-a scos din teacă și s-a repezit să mă lovească. Din fericire, nu m-a nimerit, a fost pe aproape, <coughs> pentru că nu mă așteptam la asta. Am chemat poliția și acum e dată în urmărire generală. Atenție, acum caută să închirieze altă mașină. Este clar droga și periculoasă și nu pare. Are aproximativ 60 de kg cu tot cu bocanci. Asta e un mesaj primit de la o firmă de rent. Îți dai seama, cu prin ce a trecut? Ești ok? <laughs> pe mine Are aproximativ 60 kg. Parcă o mă pe Lorena cu boca. <laughs> Și cu cuțitul mână la lente car, machiată într-un ciudat. Sper că nu s-a uitat Lorena o oh, Omg. Răspunsul. Asta, 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 tu, tu i-ai scris aici da. omg? Oh, da. Când am primit mesajul. Îți mai dau un exemplu. Ți-a ți luat 4 minute să te ridici de pe jos după ce ai râs. Auzi următorul, auzi următorul scenariu. De mai mult, multe ori. Ăsta a fost ultima l-am verificat cu managerul firmei, știam de la agent, l-am verificat cu managerul firmei, l-am scris la un număr, dacă nu crezi. Client ajunge la ghișeu. Am venit să iau mașina. cardul să vă încasăm? Păi în cartă. Păi știți, v-am spus și pe WhatsApp și pe SMS și pe mail și pe tot. V-am verificat cu trei zile înainte, v-am sunat, v-am spus să nu uitați, permis buletin, card, unde-i cardul, cum vă încasez. Păi nu, că mă încasați cash. Păi știți că v-am explicat că nu. Bun. Ce crezi că face? Încearcă prima dată să facă pipi pe ghișeu. Realizează că nu poate. Dă pantalonii jos copilului. Ai kid you not. Adică nici nu, nu, nu poți inventa asta. Și copilul face caca în fața ghișeului. L-a pus pe fisul... Exact. L-a dezbrăcat. L-a dezbrăcat. Și l-a pus să facă caca. <Practice Albertofera> Câți ani? Câți ani copilul? Nu știu. 8 ani. 7 <liffe> ani. Georgica! <umble> exact. arată -le! Exact. Nu cred. Ba chiar... Nu cred. Nu. Asta nu. Asta nu pot. Ai poze. Nu, de... nu, 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 Emil, nu, Emil, oprește-te. N-am nevoie de dovezi la chestia asta, nu vreau să văd. Strâng destul după câinele meu. Și până când? Iași, cât exact, e minimul exact de chirie? Ha, ha, se întrebări. Deci când am zis, auzit... se întrebări. Păi eu vreau pe două zile. Deci se răspunde că minimul de zi și nu e mulțumit că el vrea pe două. nu bine. Atât s-a putut. Păcat că o gândește așa. După ce ne acuză că suntem. Hoți, pentru că nu vrem să-i spunem cât o să fie cursul în ziua când ia mașina. El va să știe cursul la euro în, în avans pentru exact. ziua de ok. În primul rând, tu ești plătit să-mi răspunzi mie la toate întrebările în legătură cu serviciile pe care le oferiți, nu o faci gratis. Cam zis că este ceva real, așa fac toate companiile de închiria mașini. Ora 0:30. Noaptea. Da? Dacă tu răspund la ora. Aia. Plata se face în actul de primire, garanție din câte am văzut nu se plătește iarna, corect? Păi iarna nu se lovesc mașini, nu sunt accidente, nu? Mai ales, se știe. să mai tari. Asta e, a, așa. Unde vezi cu galben am căutat eu în WhatsApp, după anumite cuvinte cheie, că, ca să aduc conversația. Ți-l aminte, da. Uh -huh. E oricum absurd să iasă la fel prețul și acum și în aprilie. Iarna zilele sunt mai scurte, cu mult că ai câteva ore de lumină, că vine șase și e gata noapte și nu e normal să plătești tot atât, deși eu folosesc mai puțin. Conceptul de zi se referă la perioada de 24 de ore și orice zi tot 24 de ore are chiar dacă ziua lumină este mai scurtă. Însă oricum nu plătiți în funcție de cât folosiți mașina, ci per 24 de ore. Am încercat să răspund ca, o... ca, un agent calm, ca o... Cal. -o, o fată calmă care răspunde la mesajul ăsta. Că mă luați de prost văd eu, dar sunt client vechi. Când o să o folosesc noaptea? Eu îmi fac ziua treabă cu ea. Nu mă duc la distracții ca alții. Logic, nu? Nu. Gat. Așa, hai să mai începem cu țigările înainte de final, pentru că se leagă cu inflația și cu costurile. Hai să vă dăm la final cireașa de pe tort. Fiți atenți. După ce mi-a povestit-o... Îți mai fur o secundă tableta. Mai ai? Să văd ceva. Așa, scoate tu de acolo. Deci, am aflat cea mai tare metodă să zbor cu avionul gratis prin Europa. Ați auzit-o pe asta, o știți? Știi cum se zboară gratis? Mai ales dacă vrei să pleci în jurul lumii, vă vând un pont. Pleci de la București prima oară. Hai să arătăm poza, de fapt. Hai. Să știi că, inițial, atunci când am văzut prima dată discuția, a durat un pic să înțeleg. Acum, poza ca poza. Ce vedeți aici este prețul de pe Statista. Este practic un, un site de statistici unde puteți să vedeți prețurile la o grămadă de chestii prin toată Uniunea Europeană și prin lume în general. Și cam așa arată prețurile la țigări în Europa, da? La anumite țigări. Corect. Poți să zici modelul, dacă vrei, că... Prenduri normale, okay, gen... Ok, ok, premiu. În Marea Britanie sunt cele mai scumpe țigări din Europa continentală și insulară, să zicem Correct. așa, că ei nu mai sunt în Uniune. 9 lire, 91 pachetul, când în România e 3 lire și 4, așa, nu contează, 3 lire. Corect. Noi... Cred că deja v-ați prins, nu? Este fix așa cum vă imaginați. Noi tot primeam de la clienți bugete din astea super ciudate. Trebuie să mă încadrez în 177,8 euro pentru închiriere sau în 277,8 și nu înțelegeam. Și eram cum așa? Păi eu mașina mașină gratis. Și și-a durat un pic să ne prindem după ce am avut mulți, mulți clienți din Marea Britanie cu speța asta. Care e explicația? Pot să citești. De fapt, explicația e super simplă. Atunci când zbor cu avionul, ai dreptul la un număr de pachete de țigări. La cartușe. Nu mai ai un cartuș sau două, două? cartușe. Două cartușe. Două cartușe. Ei cumpără două cartușe per capita. Adică sunteți patru în familie, doi copii, tu soție. Dar cumpără două cartușe per capita aici și le vând acolo. Și eu am matematică din asta foarte ușoară. Gen 20 de pachete de țigări, mulți cu diferența de preț dintre cele două, mulți deci, cu... E aproape 7 lire la pachet, oricât mai e pe, pe, pe cartuș. Cred că sunt... 12? Uh, 12 10. 10. Deci are undeva la 70 de lire pe care 140, aproape 140 de lire la două le face profit. Exact. Ori patru oameni. Și le vinde acolo? În... Da. Dar unde le către prieteni, către rude, către magazine de colți de stradă. Dar nu către... poate să le vândă la prețul de la rat. Nu, Mai dar și, la le vinde, liră. și dacă le vinde la 5 euro. E ok. Aha. Gândește-te. Plus că nu, nu, trebuie să. Data viitoare când mai zburăm la Londra, Radu, nu luăm țigări. Da, îți dai îți dai seama <fânt> să, un ban. să gândești chestia asta, adică. Numă, nu, bă, adevăr că trebuie să fii întreprinzător. Și vale. oamenii sunt întreprinzători. Și să știi foarte muncitori, în general. Dar faptul că și-a făcut socoteala să zboare gratis, mie mi se pare genial. Deci, pentru chestia asta. Foarte tare. Deci, Bine, ai... ușor ilegal, trecem peste. Nu e ilegal, dacă îți două cartușe, și la, le dă la prieteni, e treba lui. Dacă okay. prietenii s-au hotărât să-l compenseze, dar mai zic că mai sunt români de noștri care le duc la magazine. Da, pe păi și... asta fac. ah, ok, deci nu la prieteni. Hai, zi-o pe șleau. Le da? vând către magazine de cartier, către chestii de astea, știi? Exact. Magazinele le iau mm -hmm. pentru că e marja mică, evident. Da. Și oricum, dacă le vând la cash, nu se văd, nu se, nu se știe, sunt banii vânzătorului de la Teșghia. Bine, Emil... Știi ce ar trebui să mai facem noi? O chestie de 5 minute? Dacă mai... 3. Uh, uh, că trebuie să intrăm pe un live. Uh, planul era să stăm o oră jumătate, cred că ne-am dus în două. Mamă, cât a durat? Când nu știu, ce? e infinit aici. C oricum, vorba ta, am putea face o saga din hai chestia asta. Hai să-i învățăm 3 minute cum să închirez o mașină să economisesc 100 de euro din două focuri. Hai. Fără țigări. Fără țigări. Fără țigări, hai. Pasul 1 <coughs> e cumpăra biletele de avion te uiți cu mare atenție pe date, data de început, data de final. Deja când cumperi biletele de avion, nu cumpăra bilete pentru că sunt cu 10-15 euro mai ieftine dacă sunt cu ore de noapte. Pentru că, chiar dacă compania nu are o taxă de noapte, se simte în prețul total. Companiile vor ca tu să ridici mașina într-un interval de aur, care este 8.30-18.30. Dacă ai închiriat o mașină între 8.29 și 18.31, diferența de preț poate să fie de 30-50 de euro mai mare la total închiriere. Deci poate. merită să zbori ziua că o să ieși da. mai și la mașină. Da. Sau... Și, asta, și asta pentru că firma de rentă carte să plătească ore de noapte Corect. pentru angajat. Și chiar dacă nu zbori ziua, dacă ai aterizat la ora 8, nu pune ora 8, ore de dedicare, pune un 8.30 și vei observa că va influența totalul foarte mult. Da, să făceam deja. Da, dacă pui că o returnezi la 19, pune 18.30 în loc. Și uite de cât este totalul așa. Uh -huh. Bun. Al doilea sfat. Dar să nu depășești. Ai maxim o oră de grație. Da, la returnarea mașinii, okay, pe toți furnizorii, aproape pe toți furnizorii din Europa, ai o oră de grație. Da? Okay. Bun. Al doilea sfat util. Uh, încearcă întotdeauna ca ora de retur a mașinii să fie mai mică ca ora de ridicare. Da. Măcar da? cu o jumătate de ori, o de oră. Exact. Dacă e invers, plătești o zi în plus pentru nimic. Da. Uh, majoritatea rezervărilor cu ore de noapte vin greșite pentru că pe biletele de avion e un pic neclar. Clienții pun, se urcă în avion pe 9 și ajung la ora 1 dimineața. Și atunci îți dau ca o oră, ora 1 noaptea pe 9, dar de fapt este 1 dimineața pe 10. Își umflă și totalul, greșești și cu o zi, când ajung în aeroport nu-i mai așteaptă nimeni și pe mașină. Și cel mai grav mi se pare când încerci să zbori la Bacău și ajungi în Azerbaijan. Da, Azi o și că deja, la final. deja încep să fie mulți clienți care fac greșeala asta de pe anumite integratoare. Prima a fost amuzant, după n-a mai fost atât de amuzant. Dar uh, păi, nu cred că îți dorești să ajungi la Bacău și să nimerești în Azerbaijan. Da, introduc primele trei litere pe diferite uh, site-uri de bilete de avion. Uh, sunt tot felul de promoții pe Azerbaijan. Cumpără biletele cu Baku, ajung pe Baku. Și apoi începe un ping-pong. Unde e agentul dumneavoastră? La aeroport lângă florerie. Și o sunt tot lângă Florie. Sună agentul și ne întreb, măi, ești da, lângă florărie, mă, timp, Cum poți să ajungi în Azerbaijan și să nu-ți dai seama că nu ești în România? Să nu-ți dai seama că te sui într-o linie aeriană care n-ai zburat niciodată? Cum pot, putea să fii cinci în grup să faceți chestia asta împreună? Da? Nu te uiți acolo pe tabelă? Ce Stai scrie? să vezi, se termină. E da, serios. Îi explici te... omului, măi, ești în altă țară. Păi da, să ai tu dumneavoastră scrie că în anumite condiții face și închirieri internaționale nu puteți să-mi aduceți aici că eu aștept și o oră, două, cât e nevoie. Da? Reveni la sfaturi utile. Bă, da, nu nu-i colea, mă. la sfaturi utile. Întotdeauna cea mai ieftină mașină dintr-o anume clasă. Întotdeauna preț, garanție, trebuie să le știi înainte de a-ți băga datele de card și opțional cât costă produsul de protecție totală. Nu afli fi la fața locului, trebuie să știi cât este prețul, cât este garanția, cât este produsul de protecție totală și cumperi protecție totală dacă are sens. Dacă tu ai garanție 150 de euro și protecție totală 200, nu mai are sens ca ei. Nu se roșește să-mi să explici de ce e mai ieftin pe caiac dacă intru pe Epid America? Absolut. Și după aia mă duc pe München și e în euro cu 20% în plus. Poți să-ți iei, să iei închiriere și la 0 euro de pe anumite site-uri, la un euro pe zi de pe anumite site-uri. Dar jocul este la garanție. Pentru că dacă... Nu avem ce legătură garanție. Efectiv, dacă intri de, de pe VPN, e mai ieftin de, de pe IP de state. S-ar putea, ca, s-ar putea ca roboții ăștia să țină cont de ce se întâmplă dinamic. Noi avem o problemă cu roboții ăștia care fac overprice, dynamic din, din pricing și așa mai departe, pe anumite mașini, în sezon se ajunge ca, nu știu, Dacia Logan uh, să fie mai scumpă decât Mercedes clasa A. Că -i ce rămâne. Exact. E atât de cerută încât apare efectul de genul deja că e nevoie de episodul 3? să las pe mine să plece la treabă. Ne-am lungit destul, dar eu cred că v-am adus iarăși informație valoroasă. A fost așa un pic agonie și extaz. Și vă las la final cu imaginea asta. Cu... Nu, da, la, la, la... Da, nu, în loc să-mi iau la revedere, like, și, -i -i și subscribe, vă mai citesc toate mesajul ăsta. Dăm voie să-l intonez încă o dată. Hai, și să, aveți ave o viață frumoasă, fiți atenți. Acum, cu vocea, cu vocea băiatului de la revin cu detalii. A recuperat mașina accidentată cu tot cu el. Când am întrebat de ce toată nebunia asta și să plătească, a spus să aștept puțin, s-a căutat un rucsac, a scos un cuțit, l-a scos din teacă și s-a repezit să mă lovească. Din fericire, nu m-a nimerit, a fost pe aproape, pentru că nu mă așteptam la asta. Am chemat poliția și acum e dată în urmărire generală. Atenție, acum caută să închirieze altă mașină. Este clar drogat și periculos, deși nu pare. Are aproximativ 60 de kilograme, cu tot cu bocanci. Înțelegi? La ce riscuri se supune un agent de rentăcar? Cu Asta nu este un risc. Asta nu este un risc. E un risc real. Nu. De ce? Asta e altă planetă. E România, totuși. E râsul plânsul. Da, adevăr că știu că sunt mult Am zis că ne oprim. Emile, îți mulțumesc. A fost rollercoaster. Ne-am distrat. Dacă mai vrei încă un episod cu Emil, dă cu share, dă cu like, lasă un comentariu, spune-ne experiența ta de utilizare și uh, spune-ne mai jos la comentarii. La primul comentariu o să vă întreb dacă vreți să mai vedeți pe Emil aici. Eu presim că se leagă episodul 3 mai repede decât plănuisem noi, că pentru al doilea ne ne-a luat un an și. Da. Bine. Încă o dată mulțumesc, Emil. Vă mulțumesc, mulțumesc și vouă. Vă Până data viitoare, să vă fie numai bine.